Bună dimineața la toată lumea, stimați colegi. Începem ședința Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice, în cadrul căreia, după cum ne-am propus, vom udea tradiționalul raport anual. Vreau să-i salut pe domnul Ceaslav Panico, avocat al poporului, doamna Maia Bănărescu, la fel, avocat al poporului pentru protecția drepturilor copilului. Așa, nu știu cum, parcă am o senzație de deja viu, că noi ne întâlnim desușor. Da. Cu dumneavoastră desușor, dar și domnul Panico este deja la al doilea exercițiu de acest gen. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați găsit timp și ați manifestat interes față de raport, care îl vom asculta cu siguranță. Ne propunem să lucrăm destul de dinamic pe parcursul 2 ore și jumătate, 3, în dependență, dacă nu putem intui câte întrebări vor fi, ori câte viziuni și așa mai departe. Dar propunerea este să fim cât mai succinți în formularea gândurilor, astfel încât să avansăm cât mai repede, dar nici într-un caz nu ne grăbim prea mult ca să șterbim din calitatea audierea acestui raport. Deci, raportul Avocatul Poporului a fost înregistrat în Parlament la data de 15 martie 2023 cu numărul 596. Deci, după din momentul parvenirii în Parlament al raportului, a fost publicat pe pagina web a Parlamentului la rubrica Control Parlamentar. Respectiv, cei care doresc să-l studieze mai minuțios, oricare n-au reușit, îl pot face în orice moment, accesând site-ul Parlamentului.
Studiind raportul și recomandările înaintate, noi am invitat reprezentanții autorităților publice responsabile pentru a ne prezenta viziunea instituțiilor pe care le reprezintă cu referire la deficiențele constatate de avocatul poporului și pentru a găsi soluții pragmatice de remediere a situației. Totodată am invitat și reprezentanții organizațiilor internaționale, precum și altor părți interesate, care monitorizarea respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și își aduc în principiu zi de zi aportul pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu. Și libertăților fundamentale. Iată, mă aud și pe mine. Deci, după cum am zis, vom oferi cuvântul avocaților poporului, după care vom trece la runda de când fiecare instituție împarte și vor expune viziunea, ori pretențiile, microfoanele sunt liberi, v-am zis, oferim timp suficient, după care vom trece și la runda de întrebări, răspunsuri, dacă ceva s-a scăpat din vedere sau... Acum, pe rând, nu știu, cred că domnul Pancov primul îi oferim cuvântul, după care doamna Bănărescu va completa, ori va adăuga în dependență de situație. Domnul Pancov, vă oferim cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc, domnul președinte! Stimați domn președinte, stimate doamne deputate, stimați deputați, reprezentanța instituțiilor de stat și alți colegi, prieteni, vă prezint în atenția dumneavoastră raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova pentru 2023-2022. Sunt recunoscător faptului că de un an reprezint drepturile și libertății omului în calitatea mea de avocat al poporului în Republica Moldova. Activitatea ombudsmanului trebuie să fie transparentă, deschisă, la dialog cu societatea, cu instituțiile statului, ceea ce am încercat și să fac în 2022. În realitatea mea am respectat și voi respecta în continuare toate procedurile legale, conducându-mă neapărat de principiile de la Paris. Când am fost ales în calitate de avocat poporului cu un an și două luni în urmă, aveam o idee foarte clară despre ceea ce doream să obțin în timpul mandatului. Cunoșteam oficiul avocat poporului, că se bucură de o reputație reproșabilă, cunoșteam despre succesele sale, dar totodată cunoșteam și de aspecte unde trebuie îmbunătățit. Ultimul an a fost unul complicat și provocator, dar a fost un an bun cu multe reușite totuși, atât la nivel de țară, cât și la nivel de oficiu pe care am onoarea să-l conduc. Ne-am pus pe toți la încercare acest an, dar împreună cu colegii și colegile din cadrul oficiului am găsit soluții și am reușit să facem mai aproape de toți cei care au avut nevoie de ajutorul nostru. Desigur, este adevărat că oricând lucrurile pot fi mai bine făcute. De ce voi lucra asidu în continuare pentru a contribui la respectarea drepturilor omului și egalității. În acest an am reușit împreună cu echipa din cadrul oficiului să monitorizăm drepturile și libertățile cetățenilor, dar și ale cetățenilor străini care se află în țară. Totodată apreciez colaborarea dintre oficiu și autoritățile naționale, autoritățile guvernamentale, dar mizez și opinez în continuare în vederea consolidării acestei relații și în special privind implementarea recomandărilor care sunt înaintate de către oficiul ca poporul. Tot în acest an am format un număr impunător de propuneri de îmbunătățire a legislației, de asemenea am desfășurat un număr record de vizite și elaborarea rapoartelor ce țin de locuri de detenție, de centri de plasament și alte instituții. Perioada anului 2022 a fost una bulversată și controversată din perspectiva drepturilor omului totuși. În acest an, Republica Moldova tot mai puțin a simțit crizele sau criza efectuată sau din cauza pandemiei provocate de pandemie COVID-19, dar pe de altă parte, la fel ca întreaga comunitate internațională a fost zguduită de un fenomen care, într-o societate contemporană, ar trebui să fie dat, să fie un eveniment istoric, dar nu unul real. Războiul Federației Rusiei împotriva Ucrainei. Criza umanitară venită să înlocuiască criza pandemică a făcut ca autoritățile guvernamentale să se mai ciocnească cu o provocare destul de complicată, fiind astfel nevoit să asigure respectarea drepturilor nu doar a cetățenilor proprii, dar și a unor covârșitori de oameni, persoane refugiate din Ucraina.
care fug din, care au fugit și fug la moment de conflict armat din țara vecină și încearcă să-și găsească un adăpost și un refugiu în Republica Moldova. Cu toate acestea, obținerea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană ne oferă o perspectivă unică de a excela la capitolul dreptul omului și egalității. Dar este nevoie de un efort comun, de o participativ și transparent pentru a îmbunătăți standardele în domeniul dreptul omului. La final, aș dori să-mi exprim recunoștință față de întreaga echipă, colegii și colegile de cadrul oficiului, instituțiile naționale și societatea civilă care au colaborat în acest an și sper că în continuare, împreună cu echipa, să ne angajăm să promovăm corectitudinea, responsabilitatea și transparența în cadrul oficiului poporului, cât și în întreaga societate. Mă voi referi pe scurt asupra celor mai importante drepturi care au fost apreciate de către oficiul poporului și voi începe primul cu dreptul la cel mai înalt standard de sănătate. Situația în domeniul dreptului respectării la sănătate nu a suferit modificări esențiale, din păcate. Plăți informale continuă să fie, cheltuieli, investiții scăzute, raportat la ponderea din PIB, este destul de mic. Lipsa specialiștilor, accesibilitatea și diversitatea serviciilor medicale, și aici mă refer la timpul cât pacienții stau și așteaptă un serviciu, calitatea procedurilor serviciu și cât de departe sunt acești servicii sau teritorial. Lipsește în continuare un cadru juridic privind malpraxisul medical. Dreptul la sănătate în instituțiile de detenție continuă să fie o mare problemă. Ori avem la oficiul poporului o mare parte din cereri din penitenciare se referă anume la dreptul la sănătate. Nu există o repartizare geografică corespunzătoare a serviciilor. Uneori serviciile sunt doar concentrate doar la Chișinău și nu sunt disponibile în teritoriu, ori, spre exemplu, persoane bolnave sau oncuri bolnave au nevoie să parcurgă într-o stare foarte precară, sute de kilometri chiar, ca să ajungă la niște proceduri la Chișinău. Consumul excesiv de alcool și totun afectează serios sistemul de educație. În acest sens, este nevoie de un program național privind modul sănătos de viață, care ar include inclusiv reducerea consumului excesiv de totun și alcool. Ca și tendințe pozitive în acest aspect, este depreciat inițierea procesului de elaborare strategiei naționale în domeniul sănătății și sperăm recomandările înaintate, inclusiv de oficiul poporului și instituții specializate, vor fi luate în considerare la proiectul final acestei strategii. S-a început reorganizarea serviciilor spitalicesc administrate de stat, dar trebuie totuși fortificat și sistemul primar de sănătate, centri medicilor, familie din teritoriu, și serviciile, ca serviciile să fie cât mai aproape de cetățeni. Legea privind sănătatea și bunăstarea mentală este un aspect iarăși pozitiv care a început să fie elaborat acest proiect de lege care e pentru premieră pentru Republica Moldova. Sperăm că acest an va fi adoptată această lege. Precum în 2022 a fost elaborat sau adoptat deja Program Național de Răspundere la Tuberculoză pentru anii 2022-2025. La fel au avut loc modificări la legea cu privire la general, la Poliția Medicală, spectrul de servicii care cad sub serviciile care sunt oferite de CNAM a fost lărgit și asta e un aspect care trebuie apreciat. Dreptul la un proces echitabil rămâne a fi în continuare o problemă pentru autoritățile naționale și în genere pe societate. Și aici mă refer nu doar faptul că practic s-a dublat cererile adresate avocatul poporului la acest aspect, dar și cel mai înalt număr de condamnări la cer. În păcate, birocrație excesivă în sistemul judiciar există în continuare. Comunicarea defectuoasă privind informarea și comunicarea actelor judiciare în faza urmăririi penală și de judecată. Nu există o comunicare, o explicare între justiciabil și persoana care și instituțiile naționale. Neexecutarea și executarea tardivă a titlurilor judecătoresc și plângeri foarte multe sunt pe executorii judecătorești, în special atunci când blochează în genere toate cardurile a persoanei și pe care vin și indemnizațiile, ceea ce este o încălcare a dreptului, sau pensiile, ceea ce e încălcare a dreptului omului. Durata excesivă de examinare a plângerilor privind mecanismul compensatoriu. În acest an avem foarte multe cereri primite la oficiul poporului, anume pe perioada prin care judecătorii examinează această problemă, mecanismul compensatoriu.
În 2022, la solicitarea mea, am rugat Odirul și OSCE-ul să monitorizeze și să evalueze activitatea sau monitorizarea procedurii de executare, de evaluare externă, așa numit pre-vetting. A fost înaintat un prim raport către guvern să vedem care sunt mai departe implementările acestor aspecte. Inițiativa privind măsurile restrictive internaționale, așa numită legea Magnitsky moldovenească, mă bucur că ea a fost stopată la moment și nu s-a dat curs mai departe acestui proiect de lege. Ori sunt elemente care, în păcate, atentează la dreptul omului în această lege. Sperăm să nu revenim sau dacă se va reveni la acest proiect de lege să fie luat în considerare recomandările internaționale cât și instituții naționale. Cât și taxe de timbru, proiectul taxe de timbru care a fost discutat din punct de vedere al nostru este că aspectele din această lege limitează dreptul în special a unor grupuri vulnerabile și marginalizate. Ca și aspecte pozitive, avem, chiar dacă a fost votat în decembrie 2021, strategie privind asigurarea independenței și integrității sectorului de justiție, ceea ce este bine că avem o strategie spre care vrem să mergem, doar că avem doar un raport privind implementarea disponibil. Am vrea să vedem mai multe rapoarte cum este implementată această strategie. La fel, legea expertizei judiciare și statutul expert judiciar a fost modificată prin extinderea listei de experți care sau expertizei gratuite pentru anumite grupuri, ceea ce e un aspect pozitiv. La fel, legea privind asistența juridică garantată de stat prin extinderea listei beneficiarilor și a plafonului, revizuirea plafonului. Deci mai multe persoane pot accesa serviciul asistență juridică garantată de stat. Dreptul la asistență și protecție socială. Cel mai afectat, din punctul meu de vedere, a fost acest drept în 2022. Au fost depuse eforturi destul de considerabile din partea autorităților statului, dar totuși aceste eforturi nu sunt suficiente, în special pentru grupurile vulnerabile și marginalizate sau defavorizate. Autoritățile au majorat veniturile, salariul și salariale, cât și pensiile, dar acestea nu sunt la un nivel suficient pentru acoperirea necesităților și cheltuielor persoanei. Noi am făcut și un aviz către și opinie privind procesul de evaluare, de stabilirea sau mărirea acestor venit și sperăm că în acest în 2022 treptat să, ca statul să găsească soluții, să corespundă cel puțin necesitățile cu având în vedere și inflația. Serviciul social, asistență personal trebuie îmbunătățit. Avem foarte multe necesități și multe persoane, inclusiv în penitenciare, când unii deținuți au grijă de alți deținuți și asta poate fi extins și trebuie solicit cumva Ministerul Muncii și Ministerul Justiției să gândească la un mecanism în care asistentul personal poate fi implementat în sistem penitenciar. Din păcate, asigurarea pensiilor și a prestațiilor sociale a persoanelor din stânga Nistrului rămâne a fi o problemă. Am făcut mai multe recomandări legislative privind protejarea pătrilor sociale defavorizate, la fel am venit cu niște recomandări privind atribuirea categoriei de vulnerabilitate scăzută locurilor sau anumite locuri privind de sistemul persoane care nu au fost înregistrate în sistem, fie din considerentul anume persoane vulnerabile sau persoane în unitate. De asemenea, am venit cu recomandări ca toate persoanele cu dizabilitate să fie incluse în lista persoanelor care au cel mai mult nivel de ajutor social, inclusiv pe perioada rece anului. Dreptul la muncă și protecția muncii. Situația în teren, în practică, nu a cunoscut modificări pozitive în raport cu perioada precedentă, cu excepția unor politici în domeniu unde s-au înregistrat pași concreți și pozitivi la acest aspect. Din păcate, se atestă o scădere totuși a ocupării forței de muncă. Spre exemplu, în trimestrul 3, 2022, a scăzut cu 0,7% față de trimestrul 2021 a persoanelor care sunt implicate în muncă. Munca persoanelor deținute rămâne a fi o problemă. Refuzul de încheiere a contractului individual de muncă pe perioadă terminată de timp cu persoanele cu statut de pensionar
pentru limita de vârstă, asta este o problemă și știm că în trecut a fost abordată și de Consiliul de pentru Egalitate. Toate acestea au fost înaintate și elaborate mai multe politici publice, ceea ce este apreciat, în domeniul protecției muncii și dreptul la muncă, restituirea cheltuielilor de instruire a angajaților de structură de forță, dacă acesta aleg să muncească în altă instituție, oferirea femeilor a dreptului de a beneficia în perioada concediu de maternitate și de salariu, cât și indemnizație de maternitate, voucheri pentru șomeri, a fost stabilit dreptul cetățenilor străini de a beneficia de ajutor de șomaj, unificarea salariului minim în toate instituțiile de stat, măsuri de simulare a angajărilor persoanelor cu dizabilități. Un aspect foarte important care a fost atras atenția și în raportul meu din 2021, chiar și în cadrul ședinței comisiei, a fost de a fortifica inspecția de stat, inspecția de stat a muncii, când anii precedenți această instituție nu putea desfășura inspecții inopinate. Acum s-a modificat cadrul legal și sperăm și vedem că se dorește a consolida aceste inspecții. Deja inspectorii pot desfășura controle inopinate. Și aici aș vrea să mă refer un aspect important din perspectiva atragerilor. Sigur că noi vrem să atragem investiții, vrem să avem business bun, dar atrage investițiilor și consolidarea sistemului de business nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor omului și a controlelor care țin de drepturile omului. Respectiv, aspectele care vizează o bună respectare a drepturilor omului și a egalității nu trebuie să scadă în detrimentul atragerilor investiții. Dreptul la siguranță și libertate. Ca și în perioada precedentă, se atestă un număr ridicat al deciziilor judecătorești de judecător de instrucție prin care se stabilesc măsurile preventive în cadrul procesului penal. Se aplică excesiv arestul preventiv. Este sigur o problemă mai sistemică. Nu avem alternative, nu se aplică cauțiunea, dar considerăm că acestea sunt, în mare parte, nevalorificate și ar trebui să excelăm acest capitol. Libertatea de întrunire și libertatea de exprimare. Anul 2022 a fost un an greu din punct de vedere a identificării unui echilibru între asigurarea secretății statului și garantarea acestor drepturi. Îmi dau seama că este foarte greu să fie găsită o balanță între respectarea dreptului omului și asigurarea securității statului, dar abordarea noastră este ca să fie proporțională acele restricții care sunt oferite sau care sunt stabilite față de pericolul invocat. Dispoziția CSE-ului din 16 decembrie 2022 privind suspendarea licențelor celor 6 posturi TV, eu m-am expus și în public, cred că aceasta este o decizie periculoasă care instituie niște precedente iarăși periculoase, dar să vedem ce va spune sistemul judecătoresc, pentru că, de cât înțeleg, cauza este în instanță. Au fost modificate unele prevederi privind codul serviciu media vizual, prin care s-a introdus mai multe prevederi, în special noțiunea de dezinformare și sancțiuni și sancțiunea acestor pentru nerespectarea acestor deziderate. Din păcate, în 2022 am avut mai multe intimidări și amenințări față de jurnaliști. Am văzut și în cadrul manifestațiilor sau protestelor organizate în 2022. Am văzut și, de exemplu, în regiunea Găgăuză, când reprezentanța statului, reprezentanța presiei a fost cumva limitat desfășurarea activității. La fel am văzut activitatea unor instanțe judecătoresc prin care s-a limitat accesul presiei la unele ședințe judecate. Dispoziția CSE din 13 octombrie 2022 privind asigurarea ordinii publice și accesul la liberă circulație pe drumuri publice, iarăși este un aspect care am venit cu opinie la acest capitol. Viziunea, cum spuneam și anterior, trebuie să aibă la bază proporționalitatea pericolului, cât și față de securitatea și oferirea sau ordinii publice.
intenția de a modifica legea 26 pe 2028 privind întrunirile. Am venit cu opinie la acest aspect, iarăși este intenție periculoasă, dar salut că până ce s-a stopat modificările la această lege, să vedem dacă urmează instituțiile statului să continue modificarea acestei lege, dar sperăm că va fi iarăși participativ și transparent. Protecția dreptului persoanelor din grupurile LGBTQ+, în special în situații în care aceste persoane doresc să-și manifeste activitatea sau să organizeze anumite activități, au avut unele limitări, în special din partea unor APL-uri. Sperăm la acest capitol iarăși să îmbunătățim activitatea. Prevenirea violenței față de femei și violenței domestice. Perioada anului 2022 a fost una destul de marcată pentru domeniul drepturilor omului, fiind asigurată intrarea cumva în forță a Convenției Consiliului Europei prin prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Convenția de la Istanbul, dar în viziunea mea este nevoie de, și este necesar, de o mai bună comunicare și promovare a beneficiilor și acestei și o înțelegere mai bună de către populație acestei convenții. Din păcate, situația privind violența împotriva femeilor și violenței domestice este destul de precară. Dar este salutabilă inițiativă pozitivă a statului care a raportat la nivel internațional situația așa cum este. Deci este primul raport greve prin care s-a raportat la această convenție și este apreciabil că nu s-a arătat altă situație decât într-adevăr este în realitate. Avem o problemă cu colectarea datelor dezagregate pe acest capitol, privire la violența împotriva femeii și violența domestice și o situație pe care am avut și unele cereri, situația agresorului care în baza unei decizii judiciare este scos din domiciliu și nu este clar unde este plasat și cât sunt de suficiente instituții sau locul de plasament pentru agresor, fiindcă deja mergem în așa caz în altă limită ca agresorul să rămână într-o situație de risc. Trebuie să ne gândim și la acest capitol. Dreptul avertizor de integritate, în general, știm că se lucrează acum, Ministerul Justiției lucrează la nouă lege, a ajuns în Parlament deja, dar conceptul de avertizor de integritate nu este bine cunoscut publicul larg. Din păcate, CNA nu mereu înregistrează plângerile sau sesizările privind avertizor de integritate. Avem unele rezerve și la Oficiul Poporului, dar noi suntem dependenți de, spre exemplu, CNA când se dă acel cotor. După aceea, noi nu putem să oferim acea protecție. În 2022 am avut 7 cazuri privind avertizor de integritate și pentru prima dată în istorie, cumva datorită implicării Oficiului Poporului, în premieră a fost un avertizor de integritate, a fost repus în drepturi și instituția și-a cerut scuză cumva de această persoană. Respectarea drepturilor și libertății omului în localitatea din stânga Nistrului și municipiul Bender, regiunea transnistreană. Respectarea drepturilor cetățenilor Republicii Moldova din localitățile din stânga Nistrului, în perioada de reportare, nu a simțit unele modificări sau aspecte pozitive. Chiar mai mult, situația este destul de agravată. În primul rând, din cauza că Oficiul Ocoporului așa și nu are acces sistemic la instituțiile, în special care de detenție, din partea stânga Nistrului. Chiar dacă prin premiera în 2022 am avut, reprezentanții oficiului, a avut acces în două penitenciari prin cazuri individuale, ceea ce este un progres din 25 de ani de activitate oficială, nu a fost așa ceva, dar este nevoie de monitorizarea sistemică a situației dintre sinistre. Nu există un cadru normativ ce garantează drepturile și libertăți persoanelor intern strămutate. Am avut câteva cazuri și am auzit de mai multe situații când persoanele fugeau cumva din regiunea stânga Nistrului, dar nu puteau să găsească servicii de plasament în partea dreaptă a Nistrului, sub jurisdicția Chișinăului, mai ales comparând cu centrele create pentru persoane străine sau pentru refugiați din Ucraina, ar trebui să avem și unele centre sau unele mecanisme pe care oferim această protecție și plasament pentru persoanele din stânga Nistrului care fug de anumite represalii din stânga Nistrului. Au avut loc mai multe ședințe grupului sectoriale organizate cu biroul, dar nicio ședință nu a fost pe dreptul omului. S-a încercat de 2-3 ori să fie organizată această ședință, dar nu s-a
putut ajunge la un numitor comun, ceea ce este regretabil. La fel, am venit cu o solicitare și inclusiv către Parlament ca Oficiul Avocatului să delege experți din cadrul oficiului și în alte grupuri și drepturile la sănătate și educație și securitate pentru, din perspectiva oferirii expertizei în domeniul drepturilor omului. Problema persoanelor private de libertate probabil este cea mai mare problemă din Stânganistului. Ori nu există un mecanism de monitorizare și raportare a locurilor detențiilor private de libertate. Am avut și unele sesizări cumva informale, prin care, în special în spitalele de psihiatrie, prin care persoanele, situația lor este foarte agravantă. Inclusiv și penitenciară. Este o problemă probabil cea mai importantă în regiunea Stânganistului. Libertatea de circulație este agravată, au fost instituite posturi de securitate suplimentare neconvenite cumva și care împiedică uneori părăsirea teritoriului din regiunea Stânganistului pentru anumite persoane. Așa numită legea Gurețchii din partea Stânganistului este un precedent foarte periculos prin care persoanele care vor fi din Stânganistului, care vor apela la mecanisme de protecție ale Chișinăului sau CEDO, riscă de pedepse penale, ceea ce este o problemă foarte mare și acum facem sau încercăm să avem discuții cu mai multe instituții prin care să oferim un fel de mecanism de sau, coridor de protecție pentru persoanele care vor fi vor accesa acest mecanism de protecție. Și o problemă la fel în Stânganistul ține de anularea forțată în serviciu militar așa, transnistrian, a persoanele care sunt obiectori de conștiință. Deci, persoanele care, special tinerii, care vor să fugă din înrolarea în așa numită forțe armate transnistri, iarăși nu au mecanisme care ar putea să fugă și să nu fie înrolați. Și asta s-a văzut în perioada martie-aprilie anul trecut, când era riscul când persoanele de Stânganistul să fie înrolate cumva în armată. Prevenirea torturii, un aspect probabil foarte important pentru Oficiul Poporului, avem un capitol aparte. Direcția prevenirii torturii, cât și Consiliul pentru prevenirea torturii a monitorizat în continuu locurile de detenție și a venit și cu recomandări și aspecte legislative. Au fost desfășurate 72 de vizite, comparabil cu 2021, unde au fost 33, deci peste 100%. 29 de rapoarte de vizită, 7 rapoarte speciale, 3 rapoarte tematice, 15 rapoarte trimestriale. Au fost în premieră organizate 6 ședințe lucrative cu instituțiile de stat și asta vreau să apreciez instituțiile de stat pe care au dat curs acestui dialog, unde am discutat recomandările Consiliului și Ombudsmanului și unele din ele au fost puse deja în practică și au fost desfășurate peste 34 activități de instruire în domeniu. Situația persoanelor deținute în instituțiile penitenciare. Numărul persoanelor private de libertate este în scădere, este puțin mai mult de 6.000 de persoane, anul trecut am avut aproape 6.400. Rata deceselor, a cazurilor grave de violență, automutilărilor sau atac asupra personalului este în descreștere și sunt lucruri care urmează a fi apreciat. La fel, aplicarea forței fizice de nesupunerea este în descreștere. Dacă anul trecut am avut 475 de cazuri de cazuri, acum avem 279. Toate acestea, influența subculturii criminale, nesiguranța deținuților și angajaților, supraaglomerarea spațiilor și condițiile improprii de detenție, rămâne a fi o problemă. Criza acută de personal deja e cunoscută de către toată societatea și aici noi trebuie să progresăm, fiindcă securitatea și a deținuților și a persoanelor depinde de cât de bine motivăm personalul. Din păcate, ordinul Ministerului Justiției numărul 150, prin care se majorează de iure capacitatea de deținere în unele instituții penitenciare, este un regres, ori sistema sau standardul prin acest ordin este micșorat. Mai mult, deschiderea izolatoarelor sau sectoare de dizolatare de urmări penală în toate instituțiile penitenciare, în afară de 16, iarăși rămâne o problemă, fiindcă divizarea între urmărire penală sau sector de izolator de urmări penală, cât și de instituțiile, cât și detenția propriu-zisă, e foarte bine divizată pentru a nu avea anumite aspecte problematice. Amnistia și eliberarea pe motiv de boală este un mecanism prin care
la care ar mai trebui de care trebuie îmbunătățită, fiindcă avem problema de an la rând când persoanele pe motiv de boală nu pot fi eliberate, și aici nu este doar problema Ministerului Justiției sau ONP, este problema și judecătorilor și sistemul și CSM-ul. Încadrarea în câmpul muncii este la fel o problemă pentru instituțiile, pentru deținuți, chiar dacă anul ăsta avem peste 1100 de persoane deținute care muncesc, dar o protecție a muncii și siguranță sau garanții sociale pentru persoanele care muncesc în domeniu este o problemă. Situația persoanelor reținute la frontieră, din păcate, este o lipsă a reglementărilor clare și a unor garanții pentru străini, pentru persoane străine care vin la frontieră, în special la aeroport. Noi am făcut și un raport special la acest aspect și a fost expediat Ministerul Afacerilor Interne. Totodată este o neclaritate privind lipsa unor motive de justificate privind neadmiterea în țară a mai multor străini. Avem mai multe sesizări pe care persoane nu înțeleg de ce nu se le permit, nu este permis intrarea în țară. Situația persoanelor reținute și deținute în cadrul sistemului de poliție. Este îngrijorătoare situația aplicărilor unor acte de tortură, chiar dacă sunt în cazuri individuale, pentru 2022, dar nu este o problemă sistemică, și asta este important de spus, dar chiar și acelea câteva cazuri de aplicare a torturii, ele trebuie foarte bine analizate și tare bine înțelese care sunt motivele, care sunt cauzele care au dus la acest aspect. Continuă aspecte de problematice ce ține de înregistrare, raportare și informare pe orizontală a abuzurilor și la reținere. Avem 14 izolatoare funcționale, majoritatea au condiții bune și foarte bune de detenție, dar o problemă identificată tot în cazul monitorizării ține de lipsa spațiului de așteptare și lipsa camerei de reținere temporară a persoanelor reținute în inspectoratul de poliție. Deci ele pe câteva ore, când persoanele pot fi agresive, prin ce vine escortă, da, care să le preia și să le ducă în izolatoare. Situația persoanelor internate în spitale de psihiatrie. Situația persoanelor din spitale de psihiatrie nu este una foarte bună. Din păcate, ei este degradează în anumite aspecte. Chiar dacă anul trecut am avut 97 decesuri, anul acesta avem doar 56. Există o altă rată de aplicare a mijloacelor de contingențare față de pacienți, de delimitarea activității și de siguranță, cumva. Securitatea și siguranța pacienților și angajaților este o problemă. Lipsa cadrului, de asemenea, este o problemă. Raportul special privind de care luna trecută a fost, chiar săptămâna trecută am avut ședință și cu o altă comisie, unde s-a identificat mai multe probleme sistemice și apreciam că Comisia Parlamentară și cu Ministerul Sănătății au dat curs recomandărilor și va fi instituit comisie specială privind implementarea sau recomandărilor și îmbunătățirea situației. Situația persoanelor din centri de plasament temporar a persoanelor cu dizabilități. Sunt mai puține acte de agresiune față de rezidenți, este un aspect important, iarăși problema lipsei personalului. Centrele sunt suprapopulate, lipsa de acces în unele încăperi aluminii și aluminii artificiale, absența sistemului de ventilație, menținerea de plasări învioasă a persoanelor cu dizabilități, securitatea persoanelor, cât și asistența medicală în aceste centre este continuă să fie o problemă. Situația persoanelor din unitățile militare. Din păcate, unitățile militare uneori discriminează tinerii cu potențial scăzut de adaptare a serviciului. Și avem cazul Pavlescu, care a arătat nu că este doar un caz, dar este o problemă sistemică. Gestionarea și educarea militarilor în termen nu se bazează pe respectarea drepturilor omului. Prin abordarea bazată drepturilor omului trebuie să fie atât în politici cât și în practici în Ministerul Apărării. Spațiul de odihnă militară nu sunt acomodate și niciodată de recreere, cât și probabil una cea mai importantă problemă ține de sănătatea mentală a recruților, a persoanelor care sunt în serviciu militar. Dreptul persoanelor care beneficiază de protecție internațională, persoanele refugiate. La general, statul, populația în Republica Moldova, societatea civilă și partenerii voluntari au depus un efort enorm în privirea și acomodarea persoanelor refugiate.
din Ucraina. S-au desfășurat foarte multe activități, s-au instituit centre, apreciem mobilitatea pe care Ministerul Afacerilor Interne a dispus sisteme de plasament, cumva, și de să nu rămână cât mai multe persoane anume în februarie-martie anul trecut. Afganul poporului a monitorizat respectarea dreptului persoanelor refugiate și a fost instituit un consiliu consultativ care monitorizează respectarea dreptului persoanelor refugiate. A fost elaborate mai multe rapoarte și expediate instituțiilor de stat. S-a discutat în câteva rânduri grupuri specializate pe acest raport, iar și un aspect de dialog important. Dar procedurile de acordare a formei de protecție internațională în Republica Moldova nu sunt suficient de ancorate în standarde internaționale nu sunt destul de ancorate în standarde naționale și în domeniul dat. Acordarea protecției temporare tergiversată. A fost foarte mult întins acest hotărâre de guvern. Defericire din 1 martie a fost intrat în vigoare. Sperăm și vedem că iarăși Ministerul Afacerilor Interne depune efort împreună cu alte ministere să dezvolte cât mai multe persoane să aplice la această protecție temporară. Din păcate, am depistat mai multe cauze prin care persoanele străine nu au fost iarăși admise pe teritoriul Republicii Moldova. Am avut cazuri de reticență și, din păcate, sesizări care am avut și unele poate chiar abuzuri din partea Poliției Frontieră și aceste cazuri au fost remise și Ministerul Afacerilor Interne și Poliției de Frontieră. Transversarea frontierei de stat în sensul de intrare a fost facilitată și simplificată, cum spuneam, în perioada când s-a dat și primeau și chiar nu documente, documente care de regulă trebuie primit într-o țară. Au fost create și condiții și facilitate de plasament a persoanelor refugiate, cele aproape 100 centri inițial și acum în jur de 60, dar la fel lipsa standardelor clare de plasament, activitatea acestor centri de plasament. Dotarea centrelor nu este suficientă. Lipsa siguranței, securității și a pazii, asistența medicală lasă de dorit în centri, cât și centrele nu toate sunt adaptate pentru persoane cu dizabilități. Au fost, în 2022, și cazuri de discriminare și stigmatizare la momentul plasării în centre, în special față de persoanele din grupul Roma. Din păcate, în unele centre aceasta și continuă, în special cele care sunt sub apele. Statul a depus un efort enorm privind facilitarea angajării în câmpul muncii, dar totuși rata de angajare, oricum, este mică. Pe scurt, doar câteva aspecte de activitate oficiului Avocatul Poporului. În 2022 au fost analizate cumva un număr record de proiecte normative și examinate de către oficiul Avocatul Poporului și înaintate recomandări, inclusiv la OTAGO Găuzea. Au fost desfășurate, elaborate și propuneri, șapte propuneri de perfecționare a legislației, 6 recomandări către CSE, o sesizare și 4 opinii cu impact asupra dreptului omului ce ține de Curtea Constituțională și avem și chiar care a fost o sesizare în 2021, a fost luată în considerare și a avut cumva câștig de cauză. Au fost peste 60 de rapoarte pe diferite domenii, cât și desfășurate peste 200 de vizite în locuri de detenție, centre de plasament. Gestionarea și investigarea cererilor, am avut în lux, am recepționat 996 de cereri, din care 282 au fost acceptate, 42 remise autorități și 672 restituite din cauza că nu este obiectul de sesizare a oficiului. Pretinsele drepturi încălcate în aceste cereri, pe primul loc se menține cu o distanță foarte mare, dreptul la un proces echitabil și practic s-a dublat cele față de anul trecut. Dreptul la viață și integritate fizică și psihică, 142 de cereri, dreptul la ocrotire sănătății, 59, dreptul la libertate individuală și siguranță, 138, dreptul la asistență și protecție socială, 53. Din 282 de cereri acceptate spre investigare, 152 de cazuri s-au constatat încălcarea dreptului omului și 120 persoane au fost repuse în drepturi. Ce provocări am avut noi și cu ce provocări ne-am întâlnit ca și Oficiul Avocatului Poporului? În pofida numeroaselor provocări care a trecut Oficiul Avocatului Poporului, angajații oficiului și-au executat atribuții conform legislației. Războiul din Ucraina a afectat și cumva
ne-a adaptat activitatea noastră. Sediul și condiții de muncă, practic până în decembrie a fost, decembrie 22 a fost sub nivelul, chiar și persoanele care noi monitorizăm, deci 10 ani, sediul trebuia să fie, sediul oficial vaporului trebuia să fie evacuate persoane de acolo. Insuficiența personalului și remunerarea personalului, lipsa independenței unor financiare a oficiilor poporului ne-a afectat activitatea. Accesul în regiunea transnistreană este o problemă pentru noi. Ca și realizări, avem modificarea legii avocat poporului, chiar dacă a trecut, a intrat în vigoare acum recent acest în 2022, dar procesul a început anul trecut. În sfârșit, în 2022, în decembrie, ne-am mutat în alt sediu temporar și aici mulțumesc cu UNHCR pentru contribuții și aspectul pe care ne ajută acest sediu temporar să-l deținem. A fost consolidat oficiul avocat poporului. Dialogul cu instituțiile și societatea civilă și comunitatea internațională este una, la nivel, după mine, destul de înalt și tot timpul avem acest dialog. Mă bucur că oficiul avocat poporului nu este doar auzit, dar și opiniile sale sunt luate în considerare. Spre exemplu, strategia de dezvoltare a Moldovei, Moldova European 2030, peste 60% din recomandările oficiei avocat poporului au fost preluate și incluse în această strategie. Am avut o vizibilitate mai bună și în sfârșit avem o strategie de dezvoltare a oficiei avocat poporului 2023-2030, unde avem 10 priorități, 11 de fapt, în domeniul drepturilor omului, care deja este publică și încercăm să o implementăm. Care sunt perspectivele 2023 pentru oficiul poporului? În primul rând este începerea renovării sediului central, să consolidăm oficiul poporului, să consolidăm sistemul de colectare și analiză a datelor, sistemul de recepționare și analiză a cererilor individuale, fiindcă avem modificat legea și aceasta contribuie sau cumva influențează sistemul de recepționare, să consolidăm și să îmbunătățim totuși mai departe consolidarea dialogului cu instituțiile de stat. Ne propunem să elaborăm un website, un nou brand book și să desfășurăm o conferință internațională cu peste 20 ceva de ombudsmani în toamnă, referitor la 25 de ani de activitate oficială a poporului. Acestea sunt, pe scurt, cele mai importante intervenții, deja discuții, cred că vor fi ulterior. Mulțumesc! Domnul Maricoș, noi vă mulțumim pentru această prezentare. În continuare, îi oferim cuvântul doamnei Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului. Doamna Prezidentă, bună ziua, stimați deputați, un nou exercițiu de raportare și acest raportare de anul ăsta practic coincide cu finalitatea mandatului meu de avocată poporului pentru dreptul copilului cei 7 ani. Sau unde? Voi face o precizare din start, din motiv tehnic, primul capitol din raportul prezentat și în Parlament și plasat pe site s-a omis primul capitol ce ține de sănătatea, respectarea dreptului la sănătate, dar eu îl prezint acum și cu certitudine va fi reparată această greșeală și raportul va include și capitolul ce ține de respectarea dreptului la sănătatea copilului. După cum am zis, este exercițiu de raportare pentru anul 22 și totodată este finalul mandatului și la sfârșitul acestui raport voi veni cu unele generalizări, recomandări ce ține de opinia mea pe timp de 7 ani. Astăzi voi prezenta capitolul 2 a raportului Oficiul Avocatului Poporului ce ține de respectarea dreptului copilului și totodată precizez că un raport mai vast, raportul tematic pe care a fost elaborat în 2022 privind situația respectării drepturilor copilului conține o informație mai vastă și va fi publicat în timp apropiat pe pagina oficială Avocatului la capitolul rapoarte Avocatul Poporului pentru Dreptul Copilului, care puteți să o vizualizați și
informația care este acolo este cu mult mai amplă. Deci este o trecere succintă în revistă a celor mai grave probleme și care au fost identificate pe parcursul activității 2022. De la început vreau să apreciez acele intervenții care au avut loc pe parcursul anului 22 în sistemul de protecție a dreptului copilului. Au fost destul de serioase intervenții ce ține de asigurarea respectării dreptului copilului în familie. Aici vorbesc despre concediile maternale, concediile paternale, mărirea termenului, mărirea cuantumului de indemnizație pentru copii. Apreciez aprobarea programului de protecție a dreptului copilului, un nou program care este destul de îndrăzneț și curajos, cu obiective foarte clare, care sper cu siguranță că aplicarea lui va duce la creșterea nivelului de bunăstare. Apreciez și ratificarea protocolului opțional la Convenția ONU pentru drepturile copilului, care oferă posibilități copilului de a merge la Comitetul ONU cu adresări individuale. Totuși, acțiunile care au fost întreprinse din parte și efortul din partea autorității statului nu sunt pe măsură să aducă creștere bunăstării copilului în anul 2022. Rămân aceleși probleme pe care le-am vociferat la intrarea mandatului în 2016 și în 2022 vin la fel cu unele din ele care au fost în vizorul anului 2022. Deci, acest raport cuprinde asigurarea dreptului la cea mai bună stare de sănătate, asigurarea dreptului și libertăților civile, asigurarea dreptului copilului la educație, respectarea dreptului copilului în situația de stradă, copiii în contact cu sistemul de justiție, dreptul copilului la nume și cetățenie și protecția dreptului copiilor refugiați. Asigurarea dreptului și mai bună stare de sănătate a fost examinată în 2022 prin două dimensiuni, protecția copilului cu dizabilități și sănătatea mentală a copilului. Care este situația reală? Deci, în comunitate se persistă și în 22 nivelul scăzut de acceptare a copilului cu dizabilități. Părinții intervievați pentru că am elaborat un raport, raportul cu privire la respectarea dreptului copilului, copiilor cu boli rare, diabet zaharat și boli oncologice. Părinții copiilor zic că copiilor continuă să fie excluși din societate, copiilor continuă să fie excluși din sistemul educațional. Și este o situație foarte gravă când părinții vin cu ideea că deja nu mai vrem școli comunitare, dar am vrea să ne întoarcem la cele școli speciale. Pentru că noi atunci am fost incluși, noi eram pregătiți pentru societate, în afară de acea materie care este pentru sistemul de educație. Serviciile medico-sociale la fel rămâne să fie într-un număr insuficient și acces redus la serviciile medico-sociale. Cele care sunt, ele sunt mai mult concentrate în Chișinău, în teritoriu sunt foarte puține, serviciile acreditate de CNAM sunt foarte puține, majoritatea plăților sunt asigurate din contul părinților și părinții la fel în chestionar vorbesc că noi nu știm ce fac ceilalți părinți care nu au posibilități financiare de a acoperi cheltuielile. Sunt rânduri enorme pentru acces, pentru a ajunge la servicii de suport a copiilor, la serviciile medico-sociale. Serviciul asistență parentală ar fi o soluție pentru părinți, pentru a combina munca și îngrijirea copiilor, pentru că sunt măsurile care sunt întreprinse pentru reconcilierea vieții de familie și profesională sunt foarte reduse, dar și aici subfinanțarea acestui serviciu este subfinanțat, sursele financiare sunt foarte mici și nu acoperă necesitățile copilului cu dizabilități. La fel, nici fondul de susținere populație nu vine și nu poate să intervină destul de impunător pentru a ajuta familiile unde cresc și se educă copii
cu dizabilitate. O altă problemă pe care am identificat-o în anul 2022 este accesul la transport, el persistă și din ceilalți ani, și însă și cheltuielile pentru transport anul acesta au devenit o problemă pentru a fi accesate. Evident că recomandările ce țin de pe acest segment urmează să fie soluționate impedimentele care au fost și probleme care au fost identificate. Aici vin cu niște recomandări generale și mă refer generale pe sistem care cu siguranță ar aduce la îmbunătățire situației ce țin respectarea dreptului copilului cu dizabilități. Vorbesc despre acea bază de dată de date care trebuie să fie în Republica Moldova dezagregată pe tipul și gradul de dizabilitate și, în ultimul rând, o nouă formulă de calcul a minimului de existență a copilului cu dizabilitate să fie bazat, să aibă pe gradul de dizabilitate și tipul de dizabilitate. Până în prezent, toate răspunsurile pe care le am și de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale sunt de genul că nu avem practică, nu avem experiență de a modifica, inclusiv și Biroul de Statistică, Național de Statistică, nu avem experiență de a modifica această formulă și se pune întrebare și de posibilitatea financiară, deoarece este clar că copilul cu dizabilitate locomotorie, necesitățile sunt cu totul diferite decât un copil care are o dizabilitate fie că de văz sau mentală. Și, nu ultimul, recomandarea ce ține de dezvoltarea serviciului pentru copii cu dizabilități și familiile acestora, că în afară de copii care au nevoie de servicii sociale, medico-sociale, mai sunt și părinții care au nevoie de serviciul gen Respiro. Sănătatea mentală a copiilor, concluziile, constatările cu care vin astăzi sunt bazate la fel pe raportul tematic pe care a fost elaborat anul trecut, 2022, respectarea dreptului copiilor cu sănătate mentală. Și sub două aspecte a fost analizat respectarea dreptului copiilor: asistența medicală primară și spitalicească. Asistența medicală primară se acordă de către medicii de familie și centrele comunitare de sănătate mentală. Aici vorbim în principiu despre un impediment, un neajuns destul de gar, o problemă destul de mare ce ține de sistem. Vorbim despre lipsa metodologiei privind abordarea complexă a situației copiilor cu boli mentale, lipsa interacțiunii tuturor actorilor relevanți pentru a asigura interesul pe rol copilului privind viața în familie și integrarea în comunitate. Pentru că copiii cu boli mentale, practic, cum am zis, repet, sunt excluși din comunitate. Centrele, serviciile comunitare activează cu un număr scăzut de cadre medicale, lipsesc cadrele medici psihiatri. Și însă și toate și centrele care sunt nu sunt dotate pentru a fi oferite servicii de reabilitare psihosocială. Ce ține de asistența medicală spitalicească? Asistența medicală spitalicească în Republica Moldova se oferă de două instituții medicale cu profil psihiatric pediatric. Este vorba de Spitalul Bălți și Chișinău. Și în urma vizitelor și acestui raport, ceea ce am stabilit, identificat, într-adevăr, este o situație foarte gravă. În primul rând vorbim despre lipsa standardelor minimului de calitate și a condițiilor de prestare serviciilor medicale de stațional, de profil pediatric, psihiatric, și anume condiții și standarde adaptate pe interesul și necesitățile copilului. Condițiile de sejur. Vă asigur că ele sunt drastice, sunt destul de, nici nu știu cum să le zic, groaznice, poate să le zic de groază. Nu seamănă un spital la o instituție medicală, dar mai mult seamănă la o instituție de detenție. Nu se respectă
regulile de intimitate, am găsit spații, saloane, așa zise saloane, unde sunt copii ce nu se ține cont de particularități de vârstă gen, copii de diferite vârste, de diferite gen, împreună stau băieți, fete. Am găsit spații în care sunt plasați copiii care sunt la tratament de constrângeri, caracter medical, ca acestea sunt copiii care au săvârșit infracțiuni. Și copiii care pur și simplu au venit pentru un tratament psihiatric. Reprezentarea legală a copilului în spitalizare este o problemă. Cel mai des copiii sunt plasați la tratament de către psihiatri din comunitate și reprezentanții sunt fie că sunt părinții sau reprezentanții autorităților tutelare. Aici este necesară o intervenție urgentă a statului pentru a acorda suport de asistență, de asistență juridică copilului prin avocat. Că nu totdeauna nici părinții și nici autoritățile tutelare nu acționează în interesul copilului. Și de aceea atât Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, cât și recomandarea Consiliului Europei vine cu recomandarea de a fortifica asistența juridică garantată de stat și ca fiecare copil să beneficieze de servicii gratuite de avocat. Deci un copil, un avocat. Reintegrarea copilului în comunitate. Cu regret am avut în examinare cazuri când copiii pur și simplu sunt uitați în instituțiile psihiatrice. Managerii instituțiilor încearcă să discute, să aibă dialog în continuare cu autoritatea tutelară sau familiile. Copiii depășesc acel termen de aflare la tratament, pentru că fie că serviciile de unde vin copiii să refuze de a lua copiii înapoi cu boli psihice, că ei nu au acel statut, pentru că nu avem servicii sociale unde sunt copii cu boli mentale. Cel mai des această soluție de spitalizare este o soluție socială. Evident, recomandările vin de consolidarea mecanismului de interstructural de intervenție prespitalicească. Ce ține de centrele comunitare trebuie fortificate și cu specialiști. Trebuie de facilitat accesul la copii și cu boli mentale și familii unde sunt copii din zonele unde accesul este dificil. Și îmbunătățirea condițiilor unde de cazare, de spitalizare a copiilor din spitalele cu profil psihiatric, pediatric. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii cu dizabilități mentale și nu în ultimul rând autoritățile publice locale urmează să fortifice acele centre comunitare care sunt în teritoriu gestionat, aflat în administrația locală. Și deja m-am referit la apărător avocat și asistență juridică pentru copii. Următorul compartiment de raport este asigurarea drepturilor și libertăților civile. În acest capitol 2 vorbesc despre cele 4 articole importante din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, care oferă educația copilului și deprinderea copilului, dezvoltarea copilului ca un actor activ și nu pasiv, pentru că copilul de astăzi este cetățeanul de mâine, adultul de mâine și el trebuie să fie pregătit pentru viața adultă, individuală. Și vorbim despre dreptul la opinie, care este foarte importantă și este obligația statului, autoritățile statului ca deținători de obligații trebuie să asculte opinia copilului, să examineze opinia copilului și să vină cu feedback în fața copilului ce a făcut copilul pentru ca copilul să capete încredere în adulți. Vorbim despre dreptul la participare, care trebuie să fie asigurat în toate acțiunile unde copilul poate fi implicat și dorește să fie implicat. Vorbesc despre dreptul la participare, vorbesc despre dreptul la întruniri și dreptul la asociere. Deci, standardele internaționale pe care le-am enumerat nu sunt plenar încorporate în legislația națională, chiar și dacă sunt, nu se respectă de către adulți, copilul totdeauna este privit ca un subiect care mai puțin important, de ce să ascultăm opinia copilului, de ce să-l implicăm în deciziile care îl privesc.
nu avem mecanisme dezvoltate, viabile pentru a asculta opinia copilului, chiar și cele consilii ale elevilor care sunt în instituțiile de educație sunt foarte des doar mimate, că ele sunt și acționează, însă și copiii vorbesc că ele sunt mai mult de a raporta că ele au fost create și nu sunt inclusive, nu se asigură participarea prietenoasă și inclusivă a copiilor, copiii defavorizați, copiii vulnerabili, care nu au o medie reușită sau sunt incomozi administrației, nu sunt parte a procesului de participare. Opinia copilului este importantă în toate procesele ce îl privesc, și administrativ, și proces judiciar. Și interesul pe rău copilului trebuie să fie respectat în toate, în toate domeniile ce privesc copilul. Ca și recomandări, evident, este necesar de consolidat mecanisme de consultare a opiniilor și Ministerul Educației și Cercetării trebuie să intervină cu poziții destul de exhaustive pentru a schimba atitudinea de față de acest proces, ca copilul să fie, ca, de fapt, sistemul educațional să răspundă la misiunea care este de a pregăti copilul pentru viața adultă de sinistătoare. Asigur, aici, pe acest slide, vedeți recomandările Consiliului Consultativ a Copilului. Vreau să apreciez, de fapt, ce reprezintă acest Consiliu Consultativ a Copilului este un rezultat destul de important pentru orice ombudsman și mă bucur că am reușit pe parcurs de 7 ani să creez Consiliu Consultativ a Copilului pe lângă Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului. Este o platformă permanentă de discuții și de ascultare a opiniei copilului. Copilul participă la selectarea subiectelor care trebuie să fie monitorizate. Copiii participă la ascultarea opiniei și vin și ne expun opinia sa și iată copiii au decis, membrii consiliului, de fapt consilieri, au decis să monitorizeze respectarea dreptului pe principii nediscriminării instituțiile de educație și ceea ce este pe acest slide practic este opinia copilului autentică în care vorbește copilul despre necesitatea de intervenții serioase pe toate domeniile, de a înțelege ce înseamnă discriminarea, nediscriminarea, atât de către copii însăși, de către părinți și de pedagogi. Asigurarea dreptului la educație, anul 2012 a fost examinat prin asigurarea unui mediu favorabil și sigur în procesul educațional, a fost monitorizat protecția copilului împotriva violenței, abuzului și în instituțiile de învățământ, educația inclusivă, respectarea dreptului copilului la sănătate în instituțiile de învățământ și realizarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Mediul favorabil, sigur, în procesul educațional, asta este o problemă, este o întrebare. În cele mai dese cazuri, sistemul educațional nu este un mediu sigur pentru copii. Violența este la ea acasă. Se înregistrează un număr mare de cazuri de violență însăși în mediu, însăși în instituțiile de educație. Tot efortul autorităților statelor și introducerea în modificarea codului educației cu noțiunea de bullying și introducerea acestui mecanism care a fost introdus, sperăm că va schimba această situație. Cu regret, cele mai dese cazuri care vin pentru examinare către ombudsman sunt ce țin de violență. Violența din partea cadrelor didactice între copii și cum intervenim în aceste cazuri, la fel, este destul de problematic. Am stabilit la primul an de activitate în 2016 și chiar recent, luna aceasta, în urma monitorizării și examinării un caz individual, am stabilit că cadrele didactice, managerii, nu cunosc acel mecanism elaborat de Ministerul Educației și nu aplică, nu identifică, nu înregistrează și nu pornesc investigația cazurilor de violență. Și aici este întrebarea ce trebuie de schimbat. Pentru că avem mecanisme destul de eficiente, dar aplicarea lor este parțială.
și am găsit instituții care nici nu se cunoaște acest mecanism de examinare a cazurilor de violență. Aceste mecanisme sunt cunoscute nici de copii și nu sunt cunoscute nici de părinți. Practic, nu știu unde să se adreseze nici părinții, ci nici copiii. Copiii, în general, nu sunt încurajați să se adreseze. Ei nici la avocatul poporului, cu regret, anul trecut am avut câteva cazuri doar adresate de la copil, pe parcursul la 7 ani de activitate, dacă am avut de la copii 20 de cazuri. Și asta este grav când copilul nu are încredere și nu știe că poate să se adreseze din numele propriu. Educația inclusivă. Educația inclusivă. M-am referit tangențial la acest capitol persistă foarte mari probleme ce ține de insuficiența resurselor financiare pentru a asigura o incluziune educațională de calitate. Fie că lipsă sau insuficiență, sunt cadrele didactice de sprijin și alți specialiști, cum sunt psihologi, psihopedagogi, logopezi, vorbitori în limbajul mimico-gestual. Sarcina didactică destul de mare a cadrelor didactice de sprijin. Bariere atitudinale ale cadrelor didactice în procesul de integrare, deoarece cadrele didactice nu cunosc cum să comunice cu copiii cu dizabilități, ei nu sunt instruiți, profesorul de matematică, profesor de geografie, el nu cunoaște cum să comunice, cum să intervină cu persoanele cu dizabilități, în special dacă statul a decis, Ministerul Educației, să fortificăm incluziunea copiilor din spectrul VES-AUZ, aici va fi destul de mari impedimente și aici trebuie să se intervină destul de serios cu cadre pregătite în limbajul mimico-gestual. Cine va fi lângă acest copil? Ca să explice ce înseamnă lecție de geografie, despre ce se vorbește la lecție. Fie că ar fi o soluție să fie părintele, dar atunci trebuie să venim cu subvenții la acest capitol, fie că oferim fiecărui copil un traducător în limbajul mimico-gestual. Atunci incluziunea educațională copilului cu auz poate ieșua și a să o vorbesc însăși părinții și însăși copiii care participă la întâlnirile pe care le fac cu copiii. Vorbim și despre finanțarea educației inclusive. Cele 2% care sunt acordate sunt acordate pentru incluziunea educaționale sunt insuficiente. Din aceste 2% este finanțat salarizarea cadrului didactic de sprijin și dacă ajung pentru asigurarea funcționalității celor centre care din instituțiile de educație, managerii instituțiilor și alte cadre didactice, inclusiv și părinții, propun ca să fie modificată formula de finanțare a instituțiilor unde sunt copii cu cerințe educaționale speciale. Respectarea dreptului la sănătatea copiilor în instituțiile de învățământ, aici vorbim din nou despre cele condiții de sanitate, lipsa de vicee, acces la condiții sanitare, vorbim despre deficitul de lucrători medicali în cabinetele medicale, dotarea cabinetelor medicale, insuficiența cunoașterii atât de către profesori cât și copii a acordării primului ajutor. Avem cazuri când copiii decedează exact din cauza când fie că nu avem medicamente de prim ajutor, fie că nu cunoaștem cum să fie acordat acest ajutor. Și recomandările care vin pe acest segment sunt de a conlucra Ministerul Sănătății și Ministerul Educației în vedere completării și cu cadre medicale, cu dotarea cabinetelor, pentru că sănătatea copiilor în instituțiile educaționale la momentul actual este o problemă. Regiunea Transnistreană realizează dreptul la educație. Pe acest segment vorbim despre
faptul că nici în 2022 nu avem dezvoltate nivelul preșcolar în zona transnistreană. Am avut o tentativă și am promovat această propunere de a deschide în Tiraspol la Lucian Blaga, în fostele sidii a casei pentru copii care sunt neutilizate la moment să fie deschise grădinița pentru copii, pentru că părinții doresc ca copiii să învețe limba română. Copiii vin în instituțiile de educație necunoscând chiar și limba română. Până la moment nu avem pe parcurs la 7 ani deschise noi instituții de nivelul 0. Lipsa sediilor proprii. Cu regret, până în prezent, cele 8 instituții din Stânga Nistru activează în sedii proprii închiriate. Sunt condiții, sunt lipse de spații de sport, clase supraîncărcate. Recomandările, evident, vin pentru a fi eliminate aceste neajunsuri. Și următorul capitol este respectarea dreptului copilului în situație de stradă. În 2016, la venirea mandat, acest subiect a fost primul subiect pe care l-am examinat și a venit cu constatări că nu avem practic nimic ce acorda copilului în situație de stradă și nu avem cu ce veni în suportul copiilor. Am elaborat raport tematic în 2022 privind respectarea dreptului copilului în situație de stradă și situația practic ce s-a schimbat este foarte puțin. Acest drept a fost examinat prin respectarea dreptului educație, dreptul de a fi protejat împotriva consumului stupefiantelor și droguri, dreptul la sănătate, servicii medicale și dreptul la asistență juridică. Deci, vorbim despre intervenție tardivă autorității tutelare pentru a evita abandonul de domiciliu, vorbim despre o conlucrare eficientă între autoritățile tutelare, lipsește servicii de dezintoxicare și terapie de lungă durată, serviciile care sunt unde se află copiii sunt neprietenoase și profesioniștii nu știu cum se comunice copiii. Conform raportului, vreau să vă zic, copiii din stradă sunt jumate la jumate în număr care abandonează domiciliul cu familii din familie și jumătate din serviciile sociale. Deci asta nu este un factor că dacă din servicii sociale sunt mai mulți copii care abandonează. Dacă facem portretul familiilor de unde copiii părăsesc domiciliu, sunt tot jumătate la jumătate copii unde au un nivel de trai satisfăcător și în jumătate sunt familii care nivelul de trai copilului este foarte jos. Ca și recomandări, evident, vrem să fortificăm în acest segment copiii să beneficieze în primul rând de servicii prietenoase și ceea ce oferim copiilor să corespundă intereselor și, în ultimul rând, să avem ceea ce ține de prevenirea, de abandonului și lucru cu familiile. Pentru că găsim copilul în stradă, el este, majoritatea sunt consumatori de substanțe stupefiante, ce facem? Îl întoarcem înapoi în comunitate? Ce facem cu acest copil? Ce au făcut autoritățile cu familiile de unde au abandonat? Ce au făcut autoritățile cu serviciile care au fost abandonate? Și întrebarea de ce au fost abandonate aceste servicii? Deci copilul nu se simte în siguranță, copilul nu se simte îngrijit și, hai să zicem, și iubit, pentru că asta și copiii o vreau. Acestea sunt foarte multe întrebări la care trebuie să găsească răspuns prin fortificarea și conlucrarea între autoritățile publice și centrale să vină cu politici prietenoase și abordări bazate pe drepturile copilului. Copii în contact cu sistemul de justiție, aici vreau să apreciez din start un rezultat plauzibil care din sistemul de justiție, copiii din preveniți din sistemele penitenciare cu de tip izolatoare de urmărire penale, deja s-a început transferul lor în penitenciarul Centrul Tineri Goieni.
Deci deja s-a început procesul în care putem să nu mai vorbim despre copii care se dețin în condiții inumane și degradante, pentru că așa este statutul penitenciarilor noastre și asta este un rezultat atât al meu personal ca și ombudsman despre care această situație am vorbit timp de 7 ani, dar este și rezultatul un efort comun a Ministerului de Justiție și a Autorității Naționale de Penitenciare. În acest context sunt, evident, sunt probleme ca și în majoritatea sectoarelor, nu vom opri foarte mult, dar voi puncta doar recomandările. Elaborarea conceptului justiției juvenile. Până în prezent nu avem acest concept. Facilitarea accesului la locul de detenție în regiunea transnistreană pentru a avea vizite de monitorizare. Consolidarea sistemului execuțional, aici vorbim despre ca copiii să nu fie supuși reilor tratamente și inumane, vorbim de decriminalizare, dejudicizare și aplicarea alternativelor la închisoare, vorbim despre acea lege 299 care trebuie să vedem ce facem cu ea, pentru că nu avem nici până în prezent un răspuns clar la măsurile destinate pentru copii cu comportament deviant. Și aici mă opresc. Deci, dreptul copilului la nume și cetățenie, până în prezent avem copii nedocumentați, sunt mulți puțini, dar ei sunt și cel mai important este că autoritățile tutelare, autoritățile din sistemul educațional nu răspund la necesitățile copiilor. Nu mă opresc la statistici deoarece au fost vorbite de colegul meu, domnul Panco. Voi vorbi de câteva probleme ce ține de sistemul de protecție a copilului. Ca am zis că voi puncta doar câteva generalizate. Este lipsa unei abordări holistice a copilului și a drepturilor copilului. Copilul este privit ca un subiect pasiv. Este lipsa de surse financiare pentru a asigura un sistem funcțional de protecție a copilului, lipsa competenței de componente de prevenire în sistemul de protecție a copilului, mecanismele de cooperare interțelulară sunt ineficiente, resursele umane sunt și ineficiente și nepregătite pentru a lucra cu copiii, lipsa de strategii de educație și instruire a părinților, care sunt o componentă foarte importantă în dezvoltarea și educarea copiilor. Ca și recomandări, atribuire statutului copilului de subiect constituțional și această propunere a fost mai înainte, Daniela, încă o dată, iată aici. Deci această propunere a fost examinată în cadrul conferinței internaționale din octombrie 2022, la care au participat atât specialiști naționali cât și colegi ombudsmeni pentru dreptul copilului de peste hotare și experții care au participat și media academică au susținut și au venit cu această propunere. Abordare bazată pe drepturile omului și interesul copilului în toate acțiunile statului. Eficiența utilizării resurselor financiare, pentru că statul, într-adevăr, are resurse financiare care sunt alocate pentru bunăstarea copilului, dar ele nu sunt folosite rațional. Și un exemplu aș da, acele ajutoare financiare care vin pentru familii, care nu totdeauna sunt folosite pentru copil. Pentru că părinții avem și părinți, cum am zis, irresponsabili, ar trebui să revadă acest mecanism de control a cheltuielilor pentru familie și s-ar putea de văzut și practica altor staturi care să folosesc acele modalități de talonașe sau altfel cum s-ar numi, în care să se permită procurarea doar a produselor pentru copil, cu excepția alcoolului și tutunului. Instruirea profesioniștilor și elaborarea strategiilor de educație a părinților. Ultima ce vreau, cele mai vulnerabile categorii sunt de copii, sunt copii rămași fără îngrijire părintească, atât care se află pe teritoriul Republicii Moldova, controlat de autoritățile noastre, cât și cele din regiunea transnistreană, care noi nu avem acces și nu știm
care este situația privind copiii rămași fără îngrijire părintească. O problemă destul de gravă o văd, părăsirea, rămâne în continuare, părăsirea sistemului de protecție a copilului la vârsta de 18 ani, fără spațiu social, fără spațiu locativ, este o încălcare gravă a dreptului copilului. Și cel mai mare abatere este că am avut atâtea, nu știu în ce stare mai sunt acele edificii care s-au închis internatele pentru copii, căminile de la instituții, de la întreprinderi nu mai funcționează și noi n-am fost capabil ca și autorități să identificăm, valorificăm aceste sedii pentru alocarea spații. Și ultima întrebare care vreau să o pun, instituția Avocatul Poporului, dreptul copilului, semnul întrebări. Deci, această problemă a fost abordată în câteva rapoarte pe care au fost elaborate de către mine ca avocată poporului prin intermediul experților independenți. Deci, primul raport a fost analiza legislației ce ține de sistemul de protecție a dreptul copilului în 2018. Expertul, în urma analizei legislației, a venit cu opinia că avocatul poporului pentru dreptul copilului nu respectă acele principii de la Paris, ce ține de independența financiară, instituțională și managerială. Alte constatări sunt din două rapoarte elaborate în 2022. Este vorba de analiza sistemului de protecție a dreptul copilului, unde a fost analizat și instituția Avocatul Poporului pentru dreptul copilului ca parte a acestui sistem și la fel expertul a venit cu concluziile că nu este asigurată funcționalitatea de plin acestei instituții. Concluziile au fost bazate pe interviurile cu respondenții populației și populația la fel a vorbit despre necesitatea independenței acestei instituții. Nu, gata, eu termin. Și un alt raport este vorba de implementarea recomandărilor Avocatul Poporului pentru dreptul copilului pe parcursul a 7 ani și însă și la bază la fel au fost aceste recomandări. Fie că instituția Avocatul Poporului pentru dreptul copilului statul vrea să fie consolidată ca instituție separată, fie că o consolidează în varianta actuală în lege, conform legii 52 sau în modificările legii 52 cu instituirea a două instituții independente în cadrul oficiu Avocatul Poporului. Evident că sunt foarte multe probleme, dar aici am oprit, cum am zis, respectarea dreptului copilului exhaustiv, mai amplu va fi în raportul tematic care va fi plasat pe pagina oficiului Avocatului Poporului. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim, doamna Bănărescu. Stimați colegi, vreau să mulțumesc colegilor pentru această prezentare, chiar dacă am depășit timpul propus pentru prezentare. Dar până la urmă, comisia apreciază munca enormă depusă de domnul Panco, doamna Bănărescu, echipa dumneavoastră destul de numeroasă și care zi de zi își fac cu brio meserie. Țin să reconfirm că Comisia Drepturilor Omului și Relației Interetnice consideră foarte importantă implementarea recomandărilor formulate în raportul dat, care sunt adresate autorităților responsabile de remediere situației pentru a preveni sau reduce considerabil fenomenul încălcării drepturilor omului. Anul trecut, o atenție deosebită a fost acordată percepțiilor populației Republicii Moldova în ceea ce ține de respectarea drepturilor omului la noi din țară. Și vreau să vă zic că, conform studiilor, majoritatea respondenților consideră că 8 din 10 consideră că îmbunătățirea situației în domeniul respectării drepturilor omului depinde în mare parte de Parlament, Guvern, Ministerie, departamentele acestora, de președintele Republicii Moldova, dar și de primării. Persoanele intervievate la fel au considerat că cel mai frecvent drepturile omului sunt încălcate de guvern, parlament și judecătorii.
mai puțin de biserică și cultele religioase. Această percepție este un important indicator pentru noi, care trebuie să ne motiveze să acționăm conștiincios pentru a asigura respectarea drepturilor și libertăților omului. Deci, din informația audiată, concluzionăm că fenomenul nerespectării drepturilor omului și libertăților fundamentale continuă să fie o problemă la nivel național. Ori în anul 2022, spectrul drepturilor pretins încălcate sunt similare cam cu ceea ce am audiat noi raportul de anul trecut. Practic, sunt poate anumite îmbunătățiri, dar vedem că rămânem practic la același nivel. Și printre cele care au fost enumerate în raport, putem evidenția dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață, integritate fizică și psihică, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la libertate individuală și siguranță, protecția datelor cu caracter personal, libertatea opiniei și exprimării, dreptul la asistență și protecție socială, dreptul la protecție privată și la protecția acestuia, dreptul la informații, dreptul la muncă și protecția muncii, dreptul la pensionare și altele. Adică avem și avem foarte mult de lucru. Ori oamenii nu simt preeminența dreptului și nici protecție suficientă din partea statului, statul care de fapt trebuie să asigure aceste drepturi consfințite atât în legea supremă cât și în actele internaționale. Asta ne duce la gândul că noi împreună cu dumneavoastră, statul Republica Moldova, avem de muncit foarte și foarte mult pentru a îmbunătăți situația. Pentru că noi, de fapt, anual, practic, ne propunem să facem acest lucru, dar, cu regret, iată, din cei ce ne raportează stimații avocați, vedem că situația este una care lasă de dorit. Totodată devine tot mai clar că se impune perfecționarea mecanismelor interne de realizare a drepturilor și libertăților omului, menit să asigure cetățenilor instrumentariul necesar în vederea prevenirii sau înlăturării efectelor încălcării drepturilor garantate de legislația națională și normele internaționale. Ori lipsa unor mecanisme de realizare, practic, drepturile și libertățile risc să rămână doar așa, pe hârtie sau un decor. În continuare propun să trecem, să-i oferim cuvântul domnului Jan Feldman, dar nu înainte de a vă aminti să ne încadrăm în, până la 10 minute, astfel când noi suntem mulți și toți au de vorbit, să nu ne apuci seara sau ziua de mâine aici. Pentru că eu înțeleg că toți vrem să spunem foarte mult, dar cumva, eu știu, cu colegii mai au și alte, cei prezenți aici, invitații, au cam limitați în timp. Deci, că să nu depășim, vă rog frumos, nu ne... Domn Feldman, vă oferim cuvânt. Mulțumesc mult, domnul președinte, colegi, colegi, bună ziua. Eu am cred că am să mă încadrez în două minute. Eu, în primul rând, subscriu sub fiecare cuvânt prezentat de către domnul Pâncoș și doamna Bănărescu. Rapoartele sunt foarte interesante. În primul rând, pledez pentru implementarea recomandărilor de plină an, în fiecare an reiterez acest lucru. Recomandările instituțiilor naționale pentru drepturile omului trebuie implementate sau măcar să arătăm intenția de a le implementa și mișcare în direcția asta. Și fapt, un aspect foarte important este consolidarea capacităților instituțiilor. Oficiul Avocatului Poporului merită un sediu la nivel și merită finanțat conform principiilor de la Paris. Finanțare independentă și suficientă și personal competent și cu salariile înalte care o să permită oficiului Avocatului Poporului să-și exercite mandatul la un nivel foarte înalt. În rest, rezonăm pe fiecare aspect, am notat mai multe, dar cumva
O la audiere raportului nostru o să auziți și careva aspecte de care a vorbit domnul Panco și doamna Bănărescu, dar în linii mari susținem, suntem alături și credem că recomandările instituțiilor naționale pentru drepturile omului trebuie implementate. Mersi mult, am fost succint. Profit de ocazia mea este domnul președinte și utilizez eu microfonul. Dăm cuvântul Ministerului Justiției, care este următorul proprietar. Bună ziua! Burcu Nadejda, secretar de stat al Ministerului Justiției. Eu vreau în primul rând să subliniez faptul că în procesul de elaborare a documentelor de politici noi facem uz activ de rapoartele Avocatului Poporului, integrăm recomandările și ele, de fapt, ne ajută să promovăm standardele internaționale și bunile practici europene. Două precizări a unor recomandări care cumva nu sunt... Deci două obiecții, să zic așa. Primul, s-a menționat că nu am postat rapoartele pe strategie. Dacă verificați, am deschis acum pagina noastră. Sunt ambele rapoartele pe ambele semestre pentru anul 2022, privind implementarea strategiei pentru asigurarea integrității în sectorul justiției. Și a doilea, ține de recomandarea referitoare la ordinul Ministerului Justiției 150. Noi l-am abrogat în februarie, pe 9 februarie, și ordinul nou este cu numărul 41 din 2023. Deci, cumva, să zic așa, că una din recomandări am realizat-o chiar înainte de publicarea raportului, pentru că ea a fost punctată și în raportul Promolex de evaluare a regulamentului de prevenire a relelor tratamente în penitenciare. Ministerul Justiției are în lucru documente de politici sau trei reforme, ca să le zic așa, trei schimbări majore. În primul rând, vizează instituirea sistemului progresiv de executare a pedepsei și aici vreau să apreciez foarte mult participarea membrilor și reprezentanților Oficiului Avocatului Poporului în grupul de lucru. Propunerile punctate și obiecțiile sunt foarte, foarte oportune și constructive. În primul semestru la acestui an ne propunem să definitivăm proiectul de modificare a legislației execuțional penale, dar în paralel vom lucra la un program de realizare și de implementare a acestui model de regimuri progresive. Al doilea document vizează un program de reducere și combatere a violenței între deținuți. Au fost câteva proiecte de astfel de planuri elaborate anterior. Practic, noi acum actualizăm și sintetizăm rapoartele cele mai recente și vom lucra pe parcursul acestui an la un document de politici pe termen mediu care va avea menirea să reducă violența în sistemul penitenciar, dar și să prevină rele tratamente și eventuale cazuri de tortură. Și al treilea document de politici, document de politici, vizează integrarea în societate a foștilor deținuți în temeiul legii privind adaptarea socială. Anul trecut noi am avut șase sau șapte ședințe cu toate instituțiile de stat relevante, da, care au o tangență și un rol în reintegrarea în societatea foștilor deținuți, în special Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, și ca rezultat a acestui efort de ședințe de anul trecut, noi în anul curent vom resuscita, să zic așa, mecanismul care există prin această lege de adaptare socială. La fel, obiecțiile sau propunerile ce vizează aplicarea mijloacelor speciale, perchezițiile și așa mai departe, o parte din aceste propuneri vor fi luate în calcul la actualizarea regulamentului privind siguranța în instituțiile penitenciare, la care la fel lucrăm. Și practic nu sunt încă o precizare și o obiecție, să zic așa, nu sunt de acord cu dumneavoastră că crearea sectoarelor pentru preveniți în alte penitenciare ar fi o decizie improprie. Noi, dimpotrivă, crearea acestor sectoare
pentru persoanele care deja sunt condamnate în apel, ne ajută să depopulăm penitenciarul 13 și penitenciarul 11 în special. Deci nu este o practică pe care am inventat-o noi. Dimpotrivă, instituțiile astea cu statut de izolator este de fapt o moștenire sovietică. În foarte multe țări sunt sectoare pentru preveniți în multe penitenciare. Și cu încadrare în câmpul muncii, tot noi avem o creștere, eu aș zice apreciabilă, a ponderii deținuților încadrați în muncă, de la 15% la 22% anul trecut, și credem că prin modificările pe care ne le propunem în acest an vom spori și mai mult această pondere. Cam atât. Colegii de la ANP sunt prezenți, colega de la Departamentul Coordonare Politici, pentru detalii sau precizări nu suntem gata. Da, vă mulțumesc. În continuare oferim cuvântul doamnei Luba Jignesuveica, director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarilor. Vă rog. Domnul președinte, mulțumesc. Evident că după ce doamna secretar de stat a punctat pe fiecare în parte, nu știu dacă a mai rămas ceva să comentez eu. Eu doar pot să dau asigurări că toate recomandările Oficiului Avocatului Poporului, dar și a mecanismului de monitorizare a relelor tratamente și național și internațional, noi totdeauna le luăm în calcul atunci când desfășurăm activitatea de zi cu zi, inclusiv la perfecționarea documentelor și instrucțiunilor de lucru în cadrul sistemului penitenciar. Cu siguranță și din ceea ce a vorbit și domnul Ceslav Panco și doamna Maia Bănărescu, am înregistrat careva rezultate pozitive pe segmentele din cadrul sistemului penitenciar, dar cu siguranță avem foarte mult de lucru. Noi apreciem suportul tuturor instituțiilor statului, inclusiv a comisiilor parlamentare care și-au adus aportul în ceea ce privește ajustarea cadrului legal cu privire la sistemul medical din cadrul sistemului penitenciar, cu privire la salarizarea angajaților de nivelul inferior, mă refer la agenți, pentru că inclusiv și asistenții medicali după reformă au statut de agent și cumva pe lângă faptul că în general este o criză foarte mare de asistenți medicali în cadrul sistemului penitenciar, dar și coborârea acestui nivel a jucat un rol nefast la ceea că am avut o lipsă foarte mare de cadre medicale. În ceea ce privește serviciile medicale, cu siguranță s-a punctat bine că totul este concentrat la aici în centru, la Spitalul Penitenciar 16, dar noi avem contracte de prestări servicii medicale cu centrele de medicilor de familie din localitățile unde avem dislocate penitenciarele noastre și mai avem și deci eu mi-am punctat aici unele aspecte și cu regimul compensatoriu și cu lipsa personalului, dar sunt probleme sistemice care ele în prima parte a anului acesta deja au fost soluționate și ne propunem să le soluționăm și în continuare. Cu ordinul deja doamna Nadejda a punctat. Eu de asemenea vreau să aduc mulțumiri și doamnei avocata poporului pentru dreptul copilului, pentru că noi cu adevărat am înregistrat un succes comun prin transferarea copiilor din penitenciarul 13 în penitenciarul 10 Goian, pentru că acest obiectiv el a fost pus cumva în cadrul, în sarcina sistemului încă în anul 2012, când am început perfecționarea și implementarea proiectului comun cu transferul copiilor de la Lipcani la Goian. Acela a fost primul rezultat și vedeți că de la primul rezultat și rezultatul următor care a fost propus a trecut cam 10 ani, dar urmează să mai lucrăm, dar cu siguranță ar fi cazul ca să avem dezvoltate foarte multe servicii bune de alternativă, așa încât copiii să nu ajungă în detenție, pentru că asta cumva rămâne o pată în dezvoltarea lor, pentru că perioadele respective sunt importante în dezvoltarea și formarea lor ca oameni, ca personalități. Și ce aș mai putea eu planifica, ce aș mai putea eu puncta,
Noi avem planificat pentru anul ăsta și cred că o să menținem în viitor chestiunea aceasta ca angajații sistemului penitenciar care lucrează nemijlocit cu minorii să treacă instruiri specifice în cadrul instruirilor inițiale în lucru cu minorii, adolescenții și tinerii, pentru că totuși trebuie să avem o altă abordare decât lucru cu adolescenții. Și cam asta cu referire la introducerea regimului progresiv, noi cu siguranță o să atingem și rezultate sau cu siguranță o să registrăm rezultate și la diminuarea subculturii în cadrul sistemului penitenciar. Acum suntem în elaborarea unei note de raport cu referire la ceea ce am făcut noi de un an, timp de un an jumătate, la indicația doamnei secretar de stat și cred că de această notă, ce am făcut noi și ce rezultate am înregistrat la acest capitol, o să facem publică pentru toți cei cu interesați la acest domeniu. Mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Un scurt comentariu pe prevință la ce a punctat și domnul Feldman. Noi, dacă să luăm în comparație cu anul trecut, ce ați punctat dumneavoastră în privința sediului oficiului avocatului, cu slava Domnului, am avansat, e că aici avem și ne lauda. Încă nu e a lor, dar cu siguranță o scoatem în cap, pentru că Comisia Drepturilor Omului este bine intenționat și determinat să o scoatem în capăt și le mulțumesc pe această care colegilor care au susținut în totalitate doleanțele oficiului avocatul poporului. Și în ceea ce ține de sistemul de sănătate din instituțiile penitenciare, la fel pe platforma Comisiei, vreau să vă amintesc, noi am început acest proces de dezbatere să vedem unde este problema ascunsă și vreau să reiterez că Comisia la fel este deschisă dacă este necesar să ne mai întâlnim încă o dată, să mai vedem la ce etapă suntem, ca să nu ne trezim la următorul raport al avocaților poporului, tot aceeași auzim ce auzim anul ăsta. Vreau să vă spun, Comisia este deschisă și dacă este necesar încă o dată să ne întrunim în așa componență, mai largă, mai îngustă, cum o considerați oportun, noi cu siguranță o putem face și trebuie să o facem, dacă considerați oportun. Dar nu vrem să auzim mai mult că ceva nu merge în domeniul ăsta acolo. Vrem să avansăm. Da, chiar cu drag suntem gata să vă ascultăm. În continuare, oferim cuvântul Ministerul Afacerilor Interne, doamna Daniela Mișin-Nichitin, vă rog, secretar de stat mai. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi și colegi. Eu voi puncta succint în mare parte acțiunile care se referă la recomandările care au fost lansate în raportul Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, dar nu înainte de a puncta că, deși anul 2022 a fost unul extrem de complicat în sensul gestionării multiplelor crize care s-au suprapus, am reușit să avansăm și cu strategia de dezvoltare a domeniului afacerilor interne, strategie care urmează a fi implementat până în perioada 2030, având 6 programe sectoriale dedicate în acest sens. Evident că drepturile omului și libertățile fundamentale este unul din obiectivele de bază în aceste documente de politici. Dacă ne referim la dezvoltarea mecanismelor interne ale poliției pentru a asigura respectarea perioadei de 72 de ore de detenție în toate cazurile, într-adevăr, au existat mai multe excepții condiționate de situația epidemiologică din țară sau a problemelor legate de documentarea sau interacțiunea cu instituțiile penitenciare, dar vreau să reiterez că, practic, acele probleme au fost epuizate prin intermediul ședințelor comune de lucru între Inspectoratul General de Poliție și Agenția
Agenția Națională a Penitenciarelor și au fost identificate soluții astfel încât această perioadă să nu mai, acest termen de 72 de ore să nu mai fie încălcat. Dacă vorbim de aplicarea instrucțiunilor legale pentru ca înregistrarea, raportarea oricăror cazuri de leziuni, violențe, acte de rele tratamente la reținerea persoanelor și deținerea acestora să fie realizată în conformitate cu normele Consiliului pentru Prevenirea Torturii și a Ordinului Comun al Procuraturii Generale, țin să reiterez poziția foarte fermă a Ministerului Afacerilor Interne de a condamna orice acte de tortură sau rele tratamente și în acest sens toate cazurile la care, fiind cazuri unice de fapt la care v-ați referit în raportul sus prezentat, au fost inițiate fie anchete de serviciu care au avut o finalitate, fie chiar a fost inițiată o cauză penală în baza articolului 166 a codului penal, dar iarăși, dat fiind că examinarea cazurilor de tortură și tratamente inumane și degradante ține de competența procurorilor, iarăși vreau să accentuez că de fiecare dată va fi acordat tot suportul necesar procurorilor pentru examinarea unor astfel de cazuri. Cât privește calitatea serviciilor medicale în izolatoarele de detenție provizorie. În 2022, practic, în parteneriat Inspectoratul General al Poliției cu Institutul pentru Drepturile Omului, dar și Centrul de Dezvoltare în Sănătate, AFI, a fost lansat procesul de acreditare a acestor servicii și la fel parte a programului de ordine și securitate publică pentru perioada 2022-2025 ne-am propus să examinăm posibilitatea sau revizuirii din punct de vedere al calității serviciului medical oferit de către felșerii din cadrul acestor izolatoare, fie prin subordonare metodologică, fie prin alte mecanisme, fiind parte componentă a serviciului medical din cadrul sistemului afacerilor interne. Acest lucru ne va permite o mai bună monitorizare a calității actului medical în această perioadă scurtă de 72 de ore. Un alt aspect este și faptul că dacă ne referim la soluționarea problemelor spațiilor destinate întrevederilor confidențiale dintre apărători și persoanele reținute sau deținute în cadrul inspectoratelor de poliție. Aici, iarăși, mai multe acțiuni sunt planificate, totodată este nevoie și de un suport financiar corespunzător. Cu regret, și în anul 2023 alocările care au fost propuse nu au fost aprobate, dar necătând la asta încercăm să discutăm cu partenerii de dezvoltare astfel încât condițiile să fie îmbunătățite atât în cadrul inspectoratelor de poliție, dar și în contextul modernizării chiar sectoarelor de poliție care se modernizează cu suportul partenerilor de dezvoltare astfel încât să corespundă standardelor Uniunii Europene. Un alt aspect la care v-ați referit în cadrul raportului este despre implementarea Convenției de la Istanbul, convenție care a intrat în vigoare pentru Republica Moldova, urmare a ratificării în mai 2022. Și aici, iarăși, aș vrea să punctez câteva aspecte care au fost dezvoltate
pe platforma Ministerului Afacerilor Interne este vorba de instituirea în februarie 2022 a Comisiei de Analiză și Monitorizare a cazurilor soldate cu deces sau cu vătămare corporală gravă în cazuri de violență în familie. Scopul Comisiei este de a analiza toate cazurile și în primul raport, după o nouă metodologie care urmează a fi publicat în maximum 2 săptămâni. Deci, prin această analiză ne propunem nu doar identificarea cazurilor, profilurilor, care au fost motivele care au determinat aceste forme grave de violență în familie, dar în special identificarea soluțiilor la toate nivelele, atât la nivel instituțional, dar și la nivel de politici publice și modificări al cadrului legal. Și nu în ultimul rând vreau să menționez că aceste recomandări practic se regăsesc în proiectul programului de prevenire și combaterea violenței în familie și violenței față de femei, liderul sau coordonatorul care este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La fel a fost aprobat prin hotărâre de guvern un regulamentul cadru a Centrului de Justiție Familială și standardele minime de calitate, un serviciu integrat în premieră pentru Republica Moldova, care vine să faciliteze accesul la justiție a victimelor violenței în familie și a victimelor infracțiunilor privind viața sexuală, drepturi care, de fapt, vin să concordeze răspunsul statului la cazurile de violență în familie și violență sexuală prin dezvoltarea serviciilor specializate, așa cum prevede Convenția de la Istanbul. Și ultimul aspect vreau să menționez, este vorba de metodologia și instrucțiunile de intervenție în cazurile de violență sexuală. Este o abordare multidisciplinară a tuturor profesioniștilor care trebuie să intervină și să asigure un răspuns eficient și prompt în astfel de situații, nu doar din perspectiva organelor de drept, dar din perspectiva serviciilor sociale, serviciilor medicale, expertizelor medico-legale și psihologico-psihiatrice, metodologie care urmează a fi aprobată în scurt timp în guvern. Cu referire la câteva aspecte care țin de gestionarea fluxului migranților sau a persoanelor strămutate în contextul situației din regiune, atunci când vorbim de siguranța și securitatea cetățenilor, la fel este o prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne, nu doar din perspectiva propriilor cetățeni, dar și a cetățenilor străini care intră în Republica Moldova. Și în contextul reorganizării Inspectoratului General pentru Migrație sunt necesare resurse suplimentare pentru asigurarea condițiilor și echipamentului necesar în situațiile de returnare forțată și aici suntem în proces de discuție cu partenerii de dezvoltare astfel încât să putem achiziționa toate echipamentele în corespundere cu bunele practici europene. Iarăși, prin aprobarea mecanismului de protecție temporară, da, el a fost poate mai întârziat, dar au existat mai multe condiționalități, în special consolidarea capacității Inspectoratului General pentru migrație, pentru a face față acestui flux major de persoane strămutate, dar totodată fiind unica țară non-UE, am reușit să asigurăm transpunerea cel puțin parțială a directivelor Uniunii Europene în acest sens.
Iarăși, dacă ne referim la acțiunile care vin să asigure bună implementare a acestui mecanism de protecție temporală, pe platforma Comisiei de Coordonare a Activității în domeniul migrației și azilului au fost lansate deja mai multe discuții și ședințe de lucru care vin să îmbunătățească acele capacități instituționale pentru a asigura buna implementare a acestui mecanism. Ca să fiu și mai succintă, am să mă opresc aici și la fel colegii mei, reprezentantul Direcției de Profil de Politici din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și șeful Inspectoratului General pentru Migrări și colegul din cadrul Inspectoratului General al Poliției sunt prezenți. Dacă vor fi necesare unele răspunsuri, le oferim cu drag. Mulțumesc! Da, precizarea e bine, dar poate la runda de întrebări-răspunsuri atunci ca să nu periclităm. Pe parcurs deja apar mai multe întrebări și deja vă anotați. Așa, în continuare oferim cuvântul domnului Alexandru Iacob, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Bună ziua, mulțumesc, domnul președinte, stimați avocația poporului, stimați oaspeți, colegi. Deci, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat la acest eveniment de prezentare a raportului. Vreau să felicit avocația poporului cu elaborarea lui. Este un raport foarte minuțios, detaliat, care abordează destul de detaliat problemele pentru anul 2022 ce ține de componenta drepturilor omului. Și aș vrea să menționez că, având în vedere câte informații este solicitată de la Ministerul Muncii și câte probleme s-au abordat, poate facem un raport avocatului poporului pe Ministerul Muncii separat, că într-adevăr este foarte mult. Am putea să vorbim la nesfârșit de problemele de care sunt de Ministerul Muncii. În linii generale, pe parcursul expunerii, narării raportului, mi-am făcut careva notițe și aș vrea să subliniez mai multe momente. O să încerc să fiu foarte laconic, deoarece suntem limitați în timp la solicitarea domnului președinte. Ce ține de insuficiența pe nivelul de salarizare și pensii și indexări. Deci cunoaștem foarte bine care este situația financiară la nivel de buget, care este deficitul de 7 miliarde la nivel de buget de asigurări sociale și deci în pofida faptului că au fost încasări la bugetul de asigurări sociale cu peste 20% mai mult, totuși am reușit să majorăm de la preconizata 4.1 indexare la 15. A fost un efort și un succes totodată. Ce ține de îmbunătățirea pe serviciu asistență personală, am notat că sunt mențiuni, vrem să spunem că este totuși o problemă ce ține de finanțarea acestui serviciu în contextul Fondului de Sustenere a Populației. Sunt careva probleme inclusiv la încasări, dar recunoaștem, au fost anumite nuanțe, însă această problemă este deja soluționată și ulterior cu demararea reformei de asistență socială, această problemă va fi lichidată în total. În același context, ce ține de cele trei reforme, flagship reforms care le are Ministerul Muncii, să le menționez, asta este reforma asistenței sociale, care vine inclusiv în soluționarea problemei cu serviciile sociale și a centralizării, puțin, să spunem așa, punerii pe verticale serviciilor sociale și a monitorizării implementării politicilor de servicii sociale la nivel de administrație publică locală. O a doua reformă este ce ține de ocuparea forței de muncă, anume pe segmentul ANOFM, și a treia reformă pe inspecția muncii, care la moment este deja în derulare, facem campanii de recrutare și am pornit cu pasul cel drept, sperăm noi.
Ce ține de unele carențe pe compensații.gov, cum ați menționat, aș vrea să menționăm că Ministerul a încercat să facă o targetare cât de cât posibil la maximum pe categoriile cetățeni, în dependență de consumul precedent, de numărul de familii, de venituri și așa mai departe. Pe persoanele cu dizabilități au fost fortificate, a fost fortificat ajutorul pe segmentul dat prin prisma partenerilor străini, donatorilor străini și anume prin crearea unui sistem, un modul de criză prin care împreună cu partenerii, inclusiv Programul Alimentar Mondial, au fost targetat anume persoanele cu dizabilități și alte criterii, deci pe lângă acestea cu ajutoare suplimentare, da? Din listele pentru ajutor social și APRA. Pe violența față de femei și am dorit să menționăm, cum a spus și colega de la Ministerul de Interne, este programul pentru prevenire și combatere violenței față de femei și avem încă un program ce ține de egalitate de gen, care deja sunt în derulare. Pe agresori, dumneavoastră ați menționat că nu este clar, noi deci avem servicii de consiliere pentru agresorii familiari, sunt patru centri, din câte eu cunosc, la Chișinău, Ocnița, Trochia și Căpușeni. Acestea sunt acreditate și activează și prestează servicii de consiliere pentru agresorii familiari. Pe segmentul refugiați și protecție temporară, deci cunoaștem cu toți care a fost implicarea masivă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe gestionarea crizei refugiaților, instituirea acestor centri, peste 100 de centri, acum la moment avem undeva circa 63 cu capacitate de până la 3.000 de persoane. Până la momentul actual, Ministerul Muncii și Protecției Sociale efectuează vizite în teren, monitorizează activitatea centrelor, este receptiv și practic imediat la toate solicitările, intervine după necesitate. A fost careva probleme la începutul anului ce ține de finanțarea centrelor, deoarece au fost solicitate mai multe detalii din partea Ministerului Finanțelor. Acestea au fost livrate. La precedentă ședință a Comisiei Excepționale s-a votat bugetarea și totul deci, s-a ameliorat, s-a rezolvat. Pe capitolul protecție temporară, iarăși reiterez cuvintele colegii de la MAI, este un proiect destul de ambițios, este o formă de protecție cu un standard european, cu solicitări bugetare europene, dar la bugetul Republicii Moldova, respectiv trebuie să fim foarte atenți cum noi îl implementăm. Este segmentul serviciilor sociale în protecție temporară, despre care menționăm, care deja în mare parte este cât de cât asigurată, mai ales pe capitolul protecția copilului. Ce ține de, am uitat să menționez că asistenți personali deja sunt o bună parte din partenerii din străini, inclusiv UNICEF finanțați, inclusiv pentru copii strămutați din Ucraina. Așa. Am menționat problema serviciilor sociale și cu apeleurile. Deci va fi cât de cât soluționată în contextul reformii de asistență socială, care poate fi consultată pe pagina web a Ministerului nostru într-un detaliu, este foarte mult de povestit, inclusiv pe compartimentul protecției copilului, aș vrea să menționez că Ministerul a aprobat planul de acțiuni pentru implementarea Programului Național pentru Protecția Copilului 22-26 prin hotărârea 347, despre care a menționat inclusiv doamna Bănărescu. Și în acest program aș vrea să spun că se regăsesc practic toate recomandările ce țin de protecția copilului. La moment, ca să revin la
reforma asistenței sociale pe protecția copilului suplimentar, noi am planificat peste 250 de specialiști la toate nivelurile de administrație publică locală, anume pe segmentul protecției copilului, care vor fi implicați nemijlocit în toate procesele ce sunt de protecția copilului. Un alt segment care nu a fost menționat, însă noi suntem preocupați și este o prioritate pentru noi a Ministerului, este reducerea ratei sărăciei a copilului, deoarece fiecare al patrulea, al cincilea copil se consideră sărac și este o preocupare majoră, inclusiv în planul de acțiune a Ministerului. În linii generale, cam acestea sunt misiunile noastre. Aș vrea încă o dată să reiterez că suntem deschiși spre colaborare. Ne place foarte mult colaborarea cu ombudsmanul. Vă mulțumim foarte mult pentru colaborarea cu comisia. Lucrăm intensiv împreună. Putem să ne strângem în format și mai restrâns și mai larg, după cum a menționat și domnul președinte, ca să soluționăm. În mare parte, tot ce cuprinde programul, raportul ombudsmanului pe drepturile omului și raportul ombudsmanului pe drepturile copilului este inclus deja în planul de acțiune a Guvernului, inclusiv planul de acțiune a Ministerului pentru anul 2023. Da, este un plan foarte ambițios, însă recunoaștem că sunt niște măsuri necesare, stringente, care nu pot fi aduse deja mai mult. Cam asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc frumos. Dacă aveți careva întrebări, cam am o ședință la 12:15. Da, ok. Noi v-am auzit. Noastră, unica mea poate observați până nu v-ați dus la ședință de la 12:15, ziceați că de la 4,1 ați avansat la 15. Dar succesul atunci... 14,1? 14,1. Era propus în buget. Eu am auzit 4, nu știu. Tot colegii tot parcă 4. Pardon, îmi cer scuze. 14,1. Așa. Și trebuie să corespundă inclusiv limitele capacității, mă dau și limitele. Nu, dar capacitatea la noi nu face abstracții la norma legală. Da. Asta e un drept. Și noi nu trebuie să ne ascundem după... ori găsăm scuze că nu știu ce. Pentru că așa fiecare poate să găsească scuze că capacitățile, nu știu ce, și la anul iar ne trezăm cu constatări, cu regret. Da. Noi vorbim în ceea ce e prevăzut și e stipulat în legislația națională în vigoare, pe care încă colegii noștri parlamentari nu au anulat-o. Așa. În continuare, oferim cuvântul domnului Ion Prisăcaru, secretar de stat, Ministerul Sănătății. Mulțumesc frumos, domnul președinte, stimați colegi. În primul rând, vreau să mulțumesc oficial avocat poporului pentru evaluările periodice care le fac și implicarea activă pe care o au în gestionarea, de fapt, a tuturor sistemelor, dar în special mă refer aici la sistemul de sănătate și o să menționez că Ministerul Sănătății este, de fapt, membru semnatar a tuturor convențiilor ce țin de respectarea drepturilor și libertăților omului, în special dacă ne referim la asistența medicală, atunci cunoaștem că ea este acoperită din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv acele servicii, inclusiv serviciile de urgență și o listă lungă din ele chiar și pentru persoanele neasigurate de stat, pentru persoanele social vulnerabile, nemai vorbind de persoane cu necesități speciale. Inclusiv, aici dacă ne referim la persoanele din regiunea transnistreană despre care s-a menționat, într-adevăr există o problemă, dar menționez că toți locuitorii din regiunea transnistreană care au cetățenie a Republicii Moldova beneficiază de servicii medicale din fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală, inclusiv cu evidență la medicul de familie, la instituțiile medicale din imediată alăturare a
delimitării. Totodată avem contractate cu instituțiile medicale din regiunea transnistreană a serviciilor care nu pot fi prestate la ele. Sunt contractate cu instituțiile medicale din Moldova și avem o colaborare, de fapt, foarte strânsă între instituțiile medicale și permanent pacienții de acolo se adresează, prin compensarea cheltuielilor, se adresează la instituțiile medicale din dreapta Nistrului. Dacă ne referim punctat la mențiunile Oficiul Avocatul Poporului și anume la primul punct la legea malpraxisului, o să menționez că într-adevăr nu există o lege al malpraxisului în Moldova, totodată erorile medicale sunt fixate în alte acte normative și aici o să mă refer la legea 263 privind drepturile și responsabilitățile pacientului, legea 264 privind exercitarea profesiunii de medic sau codul penal 213 încălcarea din neglijența regulilor și metodelor de acordare asistenței medicale, codul deontologic al lucrătorului medical, hotărâre guvernul 192 din 2017, anume articolul 90. Respectiv, da, într-adevăr, nu există noțiunea de malpraxis în Moldova sau o lege dedicată, însă echivalentul malpraxisului, eroarea medicală, este menționată în mai multe acte normative și dacă necesitatea unei legi a malpraxisului, da, există, doar că trebuie să luăm în considerare că ar fi, cred că, una din cele mai complicate acte normative elaborate în domeniul medical, cel puțin, și aici necesită o implicare multisectorială și necesită timp pentru a pune la punct mai multe aspecte. Nu zicem că nu este necesară, însă la sigur că și în următorul raport, probabil, o să observați că aceeași mențiune poate va fi, fiindcă, într-adevăr, necesită o implicare și nu știu, o atenție deosebită la nivel. Dar, totodată, după cum menționam, aceste noțiuni sunt prezente și nu putem spune că deloc nu putem face referire la un cadru normativ ce ține de eroare medicală. Referitor la instituțiile de detenție și serviciile medicale acordate, se discută la profilul comisiei, pe platforma comisiei acest lucru, nu o să mă refer prea mult, fiindcă avem discuții la acest capitol și, într-adevăr, sunt deficiențe acolo, dar, iarăși, o abordare multisectorială e necesară aici. Ce ține de repartizarea geografică a serviciilor medicale, cunoașteți că acum suntem în proces de regionalizare a serviciilor medicale, din același motiv, una din priorități este construcția celor două spitale regionale din nord și sud, fiindcă, la moment, într-adevăr, toate serviciile medicale de performanță sunt concentrate în capitală. Majoritatea persoanelor sunt nevoite să facă multe trasee, drumuri pentru servicii de calitate. Pe lângă aceste servicii, pe lângă aceste două spitale regionale, care, desigur, durează în timp până vor fi construite, la moment deja sunt identificate serviciile și instituțiile medicale în care ele vor fi regionalizate și am putea să le numim subregionale spitale. Sunt 7 centre subregionale prin toată Moldova care vor fi fortificate cu echipamente medicale și s-a menționat despre faptul că este că anul trecut a fost investiții minore în ceea ce ține de dotarea instituțiilor medicale. De fapt, a fost un an când un progres enorm a fost făcut în domeniul dat. Au fost achiziționate echipamente medicale pentru a dota aceste servicii, aceste centre subregionale. Anul acesta vor fi, de fapt, instalate și inițiat activitatea lor fortificat în continuare. Dacă ne referim la mențiunea referitor la consumul de alcool și tutun, într-adevăr, a fost mai multe inițiative pe parcursul anului trecut, care mai mult s-au soldat anul acesta cu anumite
rezultate. Astfel, în 22 a fost aprobată legea privind accedarea Republicii Moldova la protocol de comerț ilicit. În 23 legea a fost aprobată legea pentru implementarea protocolului. La fel, în anul 22 au fost ajustate regulamentele sanitare pentru produsele din tutun, s-au reglementat mai multe aspecte pe produsele cu tutun încălzit și țigări electronice. Totodată au fost transpuse în legea menționată anterior și anumite prevederi din noua directivă a Uniunii Europene, în legea menționată anterior, legea 25 din 23. În martie 2023 s-a aprobat Programul Național de Prevenire și Control a Bolilor Netransmisibile pentru anii 2023-2027, unde sunt prevăzute la fel acțiuni pentru controlul consumului de tutun și alcool. La moment se lucrează la regulamentul tehnic de funcționare a sistemului de trasabilitate a produselor din tutun în contextul implementării protocolului pe eliminarea comerțului ilicit. La fel avem și în programul de acțiune a Guvernului o serie de documente pentru transpunerea legislației UE, cei ce ține de consumul și comercializarea produselor de tutun și alcool. Din fondul de prevenție a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru anul 23 sunt incluse fonduri pentru campanii de comunicare pe produse noi din tutun, gen țigări electronice și altele. Respectiv și în acest domeniu se lucrează. Ce ține de sănătatea mentală și asigurarea cu servicii de sănătate mentală, cunoaștem că în ultimii ani, de fapt, s-a reformat destul de mult și s-au făcut progrese mari în acest domeniu. Au fost create centrele de sănătate mentală pentru dezinstituționalizarea pacienților cu patologii mentale. Dacă vorbim de lipsa cadrelor medicale, insuficiența cadrelor sau dacă ne referim la inclusiv la spitalele psihiatrie și aici s-a menționat despre faptul că a degradat foarte mult, absolut nu sunt de acord cu mențiunea că a degradat situația în spitalele psihiatrie. Aș spune că s-a ameliorat, nu este departe de ceea ce ne-am dorit, absolut. Cunoaștem foarte bine că avem încă foarte multe probleme de rezolvat și aici am menționat nouă dată că, de fapt, analizăm foarte atent rapoartele Oficiului Avocat Poporului care ne sunt de ajutor în identificarea acestor probleme, însă, inclusiv pe parcursul anului trecut și în anul 22, dacă ne referim la anul de raportare, au fost, de fapt, mai multe acțiuni în efectuate pentru a îmbunătăți condițiile de aflare a persoanelor în tratamentul în spitalele de psihiatrie, inclusiv dacă ne referim la persoanele cu tratament prin constrângere. Aici avem deja o discuție și, de fapt, sunt sigur că ea va continua foarte activ în următoarea perioadă de timp, dar tot timpul trebuie să, când vorbim de lipsa personalului și alte probleme, sigur trebuie să luăm contextul țării și aici chiar o să-mi permit așa să fac o aluzie, dar vorbim inclusiv, nu odată s-a menționat despre importanța unui sediu performant pentru Oficiul Avocat Poporului. Am fost acolo mulți ani în urmă și este aceeași situație, adică este complicat să rezolvi sau să ai o infrastructură absolut nouă. Dar, într-adevăr, este necesară, inclusiv s-a menționat faptul că este necesară ameliorarea situației despre referitor la cadre calificate cu salarii buni în cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Exact aceeași menționăm și de faptul că, da, într-adevăr, sunt necesare cadre, dar este o situație la nivel de țară și nu putem rupi cumva spitalul de psihiatrie și să zicem că aici o să fie de mâine avem soluții și avem tot necesar. Dar se lucrează în acest sens și la sigur că nu este o situație degradantă în acest, la acest aspect.
Vorbind de copii, o să menționez că, sigur, că nu-mi dau seama de ce se menționează faptul că sunt servicii pentru care trebuie să achite părinții. Nu exclud plățile de buzunar care persistă în Republica Moldova, însă nici de cum nu pot fi servicii achitate de părinți atâta timp cât copiii sunt asigurați de către stat prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări Medicine și absolut toate serviciile sunt gratuite. Da, există o serie de servicii care nu pot fi efectuate în Republica Moldova și la necesitate sau sunt impuși părinții de a găsi soluții peste hotarele țării. În acest context există Comisia pentru compensarea tratamentelor costisitoare la Ministerul Sănătății, care analizează fiecare caz în parte la depunerea cererii și dosarul de către părinți, dar vorbim și de persoane mature aici, nu doar copii. Și în măsura posibilității, în dependență de bugetul alocat anual, aceste cheltuieli sunt compensate în dependență, de la 25% până la 100%, în dependență de caz, în dependență cum comisia decide cel puțin. Dacă ne referim la asistența medicală acordată refugiaților, atunci, iar s-a menționat că ea este insuficientă, eu pot să menționez faptul că, de fapt, Republica Moldova a fost, cred că a avut un volum de servicii medicale sau lista de servicii medicale acordate refugiaților, cred că una din cele mai lungi din toate țările implicate în criza refugiaților în perioada imediat anterioară. A fost asigurate absolut toți refugiații cu servicii medicale de urgență gratuite și continuitatea tratamentului, inclusiv serviciile medicale din asistența medicală primară. Aproape toate au fost transpuse în hotărârea de guvern privind protecția temporară cu foarte mici excepții, dar chiar mă refer aici că unele au fost excluse, altele adăugate. Dar, în realitate, refugiații din Ucraina și cei care beneficiază deja sau vor beneficia de protecție temporară au un spectru de servicii medicale foarte vast, cu un impact, de fapt, foarte mare asupra bugetului de stat. Referitor, și desigur că cam toate aceste aspecte sunt inclusiv transpuse și în Strategia Națională de Sănătate 2030, care s-a menționat despre faptul că nu avem o strategie, într-adevăr, însă ea este la etapa finală acum, s-au finalizat și inclusiv consultările publice, acum urmează să fie deja transmisă pentru a fi aprobată prin hotărâri de guvern. Și mai sunt multe aspecte deja, desigur că nu o să mă refer la toate, deoarece, de fapt, noi și avem propunerea asta ca să avem o comunicare mult mai strânsă cu Oficiul Avocatul Poporului, fiindcă pentru că cunoaștem că, într-adevăr, avem foarte multe deficiențe în sistem și viziunea Oficiul Avocatul Poporului este important în acest aspect de a ne ajuta, de a identifica acele priorități care trebuie luate în seamă și chiar pentru, nu știu dacă colegii au reușit să facă, să contacteze cu voi sau nu, dar și cu doamna ministru discutasem despre anumite, o agendă pe care să o facem de întâlniri sau grupul de lucru, să vedem cum mergem la fiecare domeniu, dar și să luăm totodată pe toate, ca să nu mergem doar pe porțiunea aparte. Mulțumesc frumos, mai mult nu într-un în detaliu. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnule Prisăcaru. Ziceați despre legea malpraxisului că nu există, dar cu siguranță există fenomenul. Și aici nu putem nega acest lucru. Și dacă nu există o astfel de lege, nimic nu ne împiedică să veniți cu propunere, să puneți dezbatere în marginea comisiei și
planul când o să raporteze oficiul avocatul poporului dumneavoastră, deja să ne putem lăuda că avem și una funcțională în acest sens. Ce obținem sistem? Da, așa este și eu așa și până la urmă n-am mai înțeles care e situația cu spitalul de psihiatrie, degradant sau nu cred că, nu știu cum așa se contrapune o informație cu alta, dar asta cred că o să o clarificăm noi la ronda de întrebări-răspunsuri. În continuare, ofer cuvântul domnului Sergiu Plop, secretar de stat, Ministerul Apărării. Domnule președinte, stimați deputați, stimați avocați din oficiul Avocatului Poporului, vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru un raport detaliat și un sprijin care îl acordați instituției în ceea ce privește drepturile omului. Eu aș vrea să mă opresc la unele din ele și să vă comunic că apărarea patriei este un drept și o obligație a cetățeanului Republicii Moldova, este consfințit în Constituția Republicii Moldova, iar celelalte drepturi și obligații deja vin în legi pentru fiecare după specificul său. De aici vreau să mă opresc la legea 156 cu privire la organizarea serviciului civil de alternativă. Practic, parcursul anului 2022, noi am avut două mici, haideți să spunem așa, două probleme care au fost, ele au fost identificate, a fost executarea serviciului prin motive de conștiință sau religie, spunem noi așa, iar ei au fost luați în serviciu militar, neprezentând niciun act confirmativ că sunt, iar ulterior s-a dovedit, au demonstrat. Deci, practic, putem să menționăm noi că ei, pe parcursul lunii care au fost în armată, și-au perfectat documentele aparținând unui cult religios care nu permite să țină arma în mână, să facă serviciu militar. Ca să revizuim sistemul de incorporare, deci noi considerăm că sistemul de incorporare este pus la punct, însă trebuie să atragem atenție la niște subtilități ale incorporării, fiindcă incorporarea se execută de către comisia de incorporare și, bineînțeles, recrutul care vine pentru a fi incorporat. Iar aici unele recomandări au fost că noi să le aducem la cunoștință. Deci, periodic, vreau să menționez că Ministerul Apărării aduce la cunoștință cetățeanului, însă lucrul acesta, cu siguranță, nu ajunge la fiecare, ca să fie fiecare informat, că sunt diferite feluri de serviciu. Serviciu de alternativă, serviciu ăsta. Modificarea legii serviciului de alternativă, sau vorbim de legea 156, este de competența Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în subordinea căruia se află Centrul de Serviciu Civil. Noi ne-am planificat pentru anul 2023 să facem o campanie de informare prin centrele militare ale Armatei Naționale, anume aducerea la cunoștință. Însă o să vedem și rezultatele. O altă recomandare care a fost asigurarea tratamentului demn de nediscriminatoriu. Vreau să menționez că s-a luat act de raportul și cu recomandările adresate structurii militare. Au fost desfășurare activități de consiliere cu comandanții de toate nivelurile în domeniul combaterii discriminării bazate pe gen, hărțuire și violență sexuală. Aici vreau să atrag atenție, în 31 de ani de existență a Armatei Naționale a fost doar evidențiat un caz și din acest caz tot se merge pe el, tot bătându-se pe Ministerul Apărării. Pe parcursul anului 2022 vreau să menționez de comun cu avocații, cu membrii oficiului în Ministerul Apărării s-au desfășurat un șir de activități în acest sens. În toate unitățile militare s-au pus telefonul și informația
referitoare la oficiul avocatului poporului, ca fiecare militar în termen să poată să se adreseze la timp pentru a primi o consiliere. De asemenea, anul acesta am mai avut o întrunire pentru planificarea activităților pentru anul 2023 cu referire la discriminare și iarăși doresc să vă mulțumesc foarte mult, domnul Panico, pentru receptivitatea dumneavoastră a oficiului și participării active și profesioniste în instruirea militarilor Armatei Naționale în acest sens. Vreau să, totodată vreau să menționez că în limita bugetului alocat și de comun cu partenerii străini, în cadrul inițiativei de consolidare a capacității de apărare, se întreprind foarte multe măsuri de asigurare a militarilor conform normelor stabilite. Aici vorbim de înnoirea echipamentului și inventarului de cazarmă, reparația capitală a cazarmelor. Deci vreau să menționez că anul, pe parcursul anului trecut au fost reparate capital două cazarme, anul acesta sunt în curs de reparație alte două cazarme, o să vă invităm și să stați. Mai mult ca atât, începând din anul 2023, deci se începe un proiect, ministrul apărării a menționat, proiect de construcție a noi unități militare care ne vom strădui să întrunim toate cerințele care sunt. Încă o referire ați avut dumneavoastră la comunicarea cu telefoanele mobile. Vreau să menționez că a fost elaborat Ordinul Ministrului Apărării numărul 54 din 22, în care de comun acord cu comandanții unităților militare asigură folosirea telefoanelor mobile pentru militare în termen în timpul prevăzut de programul zilnic. Deci telefoanele mobile s-au dat gratuit, militarii au acces de a vorbi gratuit cu rudele, cu părinții, cu cine doresc ei, dar din motive de securitate, da, dumneavoastră ați menționat telefoane fără stat, dar din motive de securitate și aceste telefoane deci sunt trase. Noi o să avem o discuție ulterioară pe acest subiect și o să vă aducem cel puțin la cunoștință, dacă nu o să fiți de acord, cumva cred că o să găsim o cale de rezolvare a acestei probleme. Însă vreau să comunicăm că în fiecare unitate militară sunt telefoane mobile și fiecare militar are acces gratuit la comunicare. Vreau să vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnule Bloc. Da, chestia asta cu telefoanele e mai sensibil, eu înțeleg despre ce vorbesc dumneavoastră din punct de vedere a securității, ținând cont că unitățile militare, ele sunt cu regim special și, mă rog, tehnologia avansează, dar cu avansarea tehnologiilor avansează și riscurile. Eu înțeleg despre ce vorbesc dumneavoastră. Așa, vreau să vă informez că noi la fel am invitat și Ministerul Educației și Cercetării. Înțeleg că până la ora asta nu a venit nimeni, dar cu siguranță invitațiile le-a fost transmise, dar nu au manifestat probabil interes. Așa, în continuare oferim cuvântul lui domnului Dorin Popescu. A venit? Ori nu a venit? Nu a venit, da. La fel a fost expediată invitația și către Uniunea Avocaților din Republica Moldova. Vedem că nu a venit nimeni. La fel am expediat invitații la evenimentul de azi și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și înțeleg că nu avem pe nimeni prezenți aici. Așa. Vreau să întreb dacă Centrul de Documentare și Informare privind Drepturile Copilului ne-au onorat cu prezența. Tot nu. Așa. La fel au primit și invitații. Văd că nu este prezent nimeni. Dacă nu este prezent nimeni, am vrut să întreb dacă de cei prezenți cineva care dorește să mai ia cuvântul, să se expune pe marginea raportului. Da, vă rog, dar vă așezați cumva unde este un loc liber. Mulțumesc.
Mulțumesc, domnul președinte. Dumitru Roman, oficiul ONU pentru drepturile omului. Știu cât de important este această etapă pentru Oficiul Avocatului Poporului în activitate și vreau să vă felicit pe colegi, foștii colegi, pentru această etapă importantă. Și Oficiul ONU apreciază foarte mult eforturile depuse. Noi am examinat raportul, susținem recomandările care sunt prezentate în raportul Avocaților Poporului. Vrem să remarcăm faptul și să atragem atenția în special autorităților în contextul în care domnul Panco a menționat despre libertatea de întrunire și limitarea accesului la informații din perspectiva libertății de exprimare prin blocarea anumitor surse media. În acest context, Oficiul ONU vrea să atragă atenția asupra criteriilor care trebuie să fie respectate atunci când sunt limitate anumite drepturi fundamentale și anume necesitatea unei limitări într-o societate democratică, legalitatea în sensul să fie prevăzută de lege și proporționalitatea pentru a corespunde scopului legitim urmărit. În acest sens, credem că orice decizii care este, până la urmă sunt destul de intruzive în ceea ce ține de materie drepturilor omului. Astfel de decizii trebuie foarte bine examinate, consultate cât mai larg și argumentate cât mai bine. Iar atunci când este cazul și există anumite informații care sunt sensibile, acestea să fie disponibile cel puțin pentru persoanele care au acces la aceste informații, în sensul ca să fie într-adevăr o evidență cât mai strictă și deciziile să corespundă standardelor și angajamentelor asumate de către stat în materie de drepturile omului. Totodată vrem să atragem atenția în general autorităților despre obligațiile pe care le au în materie de drepturile omului de a proteja, de a respecta și de a realiza drepturile omului. Recomandăm la fel, după cum s-a menționat și de către Avocații Poporului, nenumărate rânduri, implementarea recomandărilor internaționale din partea mecanismului de protecție a drepturilor omului, care au fost recepționate de către Republica Moldova pe parcursul anilor de la diferite mecanisme. Considerăm la fel de important, pentru a evita sau pentru a preveni mai degrabă încălcarea drepturilor omului, ca în procesul decizional și în procesul de elaborare a politicilor publice să țină cont de abordarea bazată pe drepturile omului, care presupune iarăși respectarea prevederilor tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, a recomandărilor recepționate de către stat și consultarea grupurilor și părților interesate în aceste procese. Foarte important este rolul instituției naționale în acest sens. În acest considerent, în continuare, recomandăm ca statul să depună eforturi privind consolidarea instituției naționale și să consolideze la fel colaborarea cu instituția prin implicarea în procesele de elaborare a politicilor publice, astfel ca ceea ce am menționat mai devreme, aceste politici publice se corespundă unei abordări bazate pe drepturile omului. Suportul Guvernului este necesar la fel pentru ca instituția națională să reușească să-și implementeze în mod corespunzător mandatul. Astăzi s-a vorbit despre una dintre problemele cele mai grave care se confruntă oficiul de ani de zile, un oficiu corespunzător care corespundă atât condițiilor de exercitare activității de către angajații oficiului, dar și să corespundă necesităților beneficiarilor care se adresează sau vizitează oficiul. Apreciem faptul că în activitatea Avocatului Poporului a apărut un element nou și foarte important din perspectiva noastră, din punct de vedere a principiilor de la Paris, anume despre ceea ce s-a menționat, vizita celor două penitenciari de regiunea transnistreană. Și în acest sens, Oficiul ONU recomandă statului să depună eforturi suplimentare pentru a asigura într-o măsură cât mai mult posibil accesul instituției în regiunea transnistreană pentru a-și exercita mandatul și în această regiune, așa cum prevăd principiile de la Paris, fără ca instituția să fie supusă unor eventuale persecuții de către
instituțiile statului pentru faptul că se angajează într-un astfel de exercițiu. Vă mulțumesc, asta am putut să spun. Și noi mulțumim domnul Dumitru Roman, oficiu ONU. Vreau să întreb dacă mai sunt doritori de a se expune pe marginea rapoartelor. Nu sunt, da? Dacă nu sunt alte intervenții, atunci trecem la runda de întrebări, răspunsuri reciproce, pentru că înțeleg că aveți răspunsuri unul față de altul și așa, rând viu, să zicem așa, s-a ridicat mâna, nu există o ordine. Doamna Pojogă, mă rog. Salut, întreaga audiență. Mă bucur să particip la astfel de eveniment. Nu știu dacă ați observat, dar pe parcursul activității mele în Parlament am luat rapoartele Ombudsmanului și a Consiliului de Discriminare, documentul după care mă ghidez, și de data aceasta mi l-am scos ca să-l analizez și să văd acolo unde putem interveni la nivel legislativ. Vă felicit pentru această muncă, este o muncă enormă, îmi dau seama, dar este și o muncă foarte responsabilă, pentru că ulterior noi mergem pe recomandările dumneavoastră. Am avut aici câteva întrebări legate de Ministerul Educației, dar din păcate nu este și o să pun în alte circunstanțe. Aș vrea să-l întreb pe domnul secretar de stat de la Ministerul Sănătății, pentru că ieri am avut o întâlnire cu un grup de mame care au copii cu sindromul Down. Și am înțeles din discuția cu dumnealor, deci era o discuție la inițiativa dumnealor pe platforma parlamentară, că la momentul actual în Republica Moldova nu există date statistice despre numărul de copii sau chiar și inclusiv maturi care au acest sindrom Down. La întrebarea către minister mi s-a spus că se lucrează la un astfel de mecanism. Aș vrea să ne spuneți dacă la ce etapă suntem și, în general, ce se întâmplă la acest capitol. Și nu doar copiii cu sindrom Down, dar și alte boli prezente în societatea noastră. Mulțumim. Da, mulțumesc, doamnă deputat. Și, într-adevăr, aici, dacă vorbim nu doar de sindrom, doar de acești copii, dar, în general, despre o evidență mult mai strictă a bolilor și a serviciilor medicale acordate, și aici vorbim deja de sistemul digital, de sistemul de sănătate, care, la moment, este de fapt la un nivel destul de jos. Noi avem câteva sisteme care, din păcate, au fost elaborate pe rând și nu corelează între ele pe măsura care am dorit noi. Au fost elaborate mai multe registre a bolilor diferențiat, elaborate iarăși aparte fiecare și pe rând. Nu avem un sistem informațional care ar putea genera date exacte și automatizarea proceselor. Respectiv, anul trecut și anul acesta, noi acordăm foarte multă atenție anume dezvoltării sistemului informațional, care ne-ar permite, de fapt, evidența strictă a oricărui proces din sistemul medical. Ce ține de copii cu sindrom Down, mi-este complicat acum să dau un răspuns exact unde este evidența, dar la sigur am putea obține așa date, adică ca să cunoaștem câți copii, doar că manual se colectează la moment aceste... Oficial nu există. Da, probabil. La sigur că este posibil, dar vă spun, la moment sistemul informațional existent în Moldova, medical, el nu permite automatizarea datelor printr-o selecție. Și planificați în acest context? Nu planificăm să lucrăm anume la registrul pacienților cu sindrom Down, planificăm să dezvoltăm sistemul medical informațional în complex, nu doar la o maladie sau un anumit aspect. Am merge iarăși pe aceeași cale care s-a mers până acum, cu mici sisteme care nu interacționează între ele și deținute fiecare în parte de cineva și deloc. Și alte întrebări? Ori ați supus că deja și nu mai aveți întrebări, da? Domnul Bănică, dumneavoastră, da, vă rog. Vreau să mă refer la câteva subiecte discutate. În primul rând, de acel ordin 150, noi am făcut analiza la Ministerul Justiției, am făcut analiza pentru 2022,
dar înțeleg că asta e 2023. La fel, una din recomandările de anul trecut a Ombudsmanului ținea de consolidarea sistemului anti-ultragiere a polițiștilor. Am văzut că în 2022 s-a modificat legislația în acest domeniu și cumva polițiștii sunt mai protejați. E un aspect pozitiv, dar trebuie să avem și claritate sau instruiri clare când trebuie să intervină poliția și când trebuie să folosească alte tipuri de intervenții. Câteva aspecte importante pentru 2023. Anul acesta avem alegeri și noi ca și Oficiul Avocatului Poporului îndemnăm, de la CEC nu este nimeni, cât înțeleg, dar îndemnăm evident să fie aceste alegeri corecte. Vom monitoriza și vom condamna orice discurs de ură sau care duce la ură și sperăm să fie cât mai puține astfel de cazuri. La fel, în 2023 ne propunem să elaborăm un studiu privind percepția drepturilor omului, care o facem odată la 2 sau 3 ani, care vom prezenta la sfârșit de an. Un aspect important la care vreau să trag atenție este reforma publică, administrației publice locale, care e inițiată de cancelare. Trebuie atras atenția nu doar la eficientizare, dar și la necesitățile populației în teritoriu, pe diferite domenii, și sociale, sănătate, securitate. Un aspect important care recent, chiar câteva zile în urmă, a fost, la fel era o recomandare din anul trecut, domnul Glijin a fost eliberat, ceea ce apreciem implicarea instituțiilor statului, dar trebuie să atragem atenție că mai sunt mulți cetățeni care sunt în stânga Nistru și care nu avem acces la ei. La fel, vin cu propunerea, având în vedere că avem mulți secretari de stat de la diferite ministere, Oficiul Avocatului este disponibil și ar putea veni cu aspecte din perspectiva mentorat, poate aș spune, în contextul elaborărilor diferitor politici publice de fiecare minister sau instituții, din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului. Experiența care noi avem și când venim cu anumite opinie, am putea identifica, poate la sfârșit de an sau poate anul viitor, să consolidăm acest mecanism prin care persoane implicate în politicile, elaborarea politicii publice din fiecare ministerie să beneficieze de anumit training, anumit mentorat, din perspectiva ancorării sau încadrării, abordării bazate pe drepturile omului în aceste politici, cât și la practici, cum aplicăm diferite sisteme de protecție a drepturilor omului. Acestea sunt câteva aspecte la care să atrag atenția. Eu vreau să mulțumesc, în primul rând, Comisiei pentru platforma oferită nu doar odată în an la raportare, dar avem pe diferite sisteme, cred că am trecut de câteva ori pe diferite probleme și alte comisii, evident, și nemijlocit vreau să mulțumesc instituțiile de stat că sunt receptive și avem un dialog continuu. Deci, Oficiul sau Avocatul Poporului nu este o instituție care să critique. Vine să ridice problemele identificate și să arătăm vulnerabilităților unilor sisteme la care trebuie să lucrăm ca societate. Vă mulțumesc! Doamna Bănărescu, poftim! Bună asistență, dragi colegi! Eu sunt la ultima raportare în fața Parlamentului. De fapt, deja sunt în afara mandatului, pe 8 a fost ultima zi. Am avut o conlucrare eficientă cu Comisia Drepturilor Omului și mulțumesc pentru deschidere și cu deputații, în particular numai cu doamna Muntean Pojoga, câte le-am încercat să le facem și le facem. Ceea ce am vorbit în raportul ăsta, am zis că ele sunt valabile și pentru toată perioada. Sunt sigură că eforturile statelor vor da rezultate și va duce la creșterea bunăstării copiilor. Aș vrea să punctez câteva momente ce se referă la acele metodologii care sunt elaborate în implementarea Convenției de la Istanbul, ca și copiii să fie incluși, deoarece ele nu sunt copii, nu sunt victime colaterale, dar sunt victime directe a violenței domestice și trebuie să aibă locul
lor important în asigurarea, cât investigația cazurilor, cât și în asigurarea protecției dreptului copilului. Pentru Ministerul Muncii, de fapt, plecat deja colegul, este vorba de soluționăm așa probleme cu specialistul în drepturile copilului ca să fie în fiecare localitate pentru a îmbunătăți serviciile și a ajunge la fiecare copil. Și, nu în ultimul rând, să nu uităm de Convenția de la Lanzarote, care avem o restanță enormă în implementarea acestei convenții, care va duce cu siguranță la diminuarea cazurilor de violență și abuz, inclusiv sexual, împotriva copilului, deoarece abuzul sexual crește și sunt cazuri foarte grave, dar examinarea, noi aici avem probleme în examinarea și protecția copilului. Și în ultimul rând vreau să accentuez și eu din part ce ține de respectarea dreptului copilului în cadrul alegerilor care vin. Am pregătit și sunt în elaborarea unei noi adresări către autoritățile publice să nu utilizeze imaginea copiilor, să monitorizăm utilizarea imaginii copiilor în activitățile politice, dar să ținem cont și de respectarea dreptului la participare a copilului. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru colaborare și susținere atât cât deputaților, colegilor din organizații necomerciale care astăzi nu sunt, dar au fost alături permanent și, în ultimul rând, mass media, care au fost alături și a reflectat subiectele de media, în media ce ține de respectarea dreptului copilului. Vă doresc sănătate, succese și sper că drepturile copilului vor fi să ajungă la un nivel destul de înalt, ca la raportarea următoare privind implementarea Convenției ONU pentru dreptul copilului, să avem mai puține observații, recomandări în urma examinării rapoartelor, atât a statului, cât și raportul alternativ oficiu avocatul poporului și din partea organizației necomerciale și a copiilor. Copiii sunt foarte activi și cu siguranță vor prezenta raportul. Doamna Bănărescu, și noi vrem să vă mulțumim pentru a șaptea raportare care și pentru munca enormă pe care ați depus-o pe parcursul anilor în vederea respectării drepturilor copiilor. Este o muncă enormă. Noi cu dumneavoastră am lucrat nu că productiv, am lucrat bine. Am lucrat din plăcere, ne-am auzit reciproc și asta este important. Stimați colegi, eu vreau să vă întreb dacă poate mi-a scăpat cineva din vedere. Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doar o remarcă la ceea ce a menționat doamna Bănărescu. Nu am abordat în discuție subiectul Convenției Lanzarote în această ședință, dar deoarece ați menționat că sunt restanțe la acest capitol, vreau să vă informez că, de fapt, suntem pe ultima sută de metri de lansare a mecanismului de raportare a cazurilor de abuz și exploatare sexuală online a copiilor. Deci, practic, a fost aprobat ordinul intern a Inspectoratului General al Poliției, prin care aceste materiale urmează să fie examinate și analizate și referite justiției într-un format nou, după metodologia internațională, în parteneriat cu organizația neguvernamentală care a devenit membru a rețelei INHOP, ceea ce permite accesul și schimbul operativ de date mult mai eficient. Totodată, la fel, pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, de un an deja activează și Comisia de Monitorizare a implementării acestor prevederi. A fost, cu suportul Consiliului Europei, a fost elaborată metodologia de analiză a implementării prevederilor convenției și, după cum cunoașteți, Convenția Lanzarote, spre deosebire de alte convenții la care Republica Moldova este parte, nu are un ciclu exact de raportare. Noi ne-am propus ca acest ciclu să fie instituit în Republica Moldova și să acumulăm acele recomandări în vederea realizării prevederilor convenției. Și ultimul aspect la care vreau să mă refer ține de grupurile de lucru care deja își împlină desfășurarea activității. Este vorba de grupul de lucru care urmează să revizuie și să vină cu propuneri de modificare a cadrului normativ pentru a asigura, pe de o
o parte, o mai bună protecție a copilului, iar pe de altă parte, tot ce ține de conservarea și înlăturarea acestor materiale din mediul online. Ministerul Educației, care este inițiatorul, liderul altui grup de lucru care urmează să elaboreze planul privind siguranța online al copiilor, și Ministerul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, care este liderul grupului în ceea ce privește lucru cu operatorii de furnizori de internet și telefonie mobilă, iarăși din perspectiva conservării, blocării și excluderii acestor imagini. Așa foarte succint despre Convenția Lanzarote. Te mulțumesc! Așa, vă mulțumim! Stimați colegi, iată că suntem pe finalul acestor audieri. Vreau să vă zic că apreciez nespus de mult implicarea, participarea celor la și interesul pe care l-am manifestat față de aceste audieri și munca productivă pe care am depus-o pe parcurs. Le mulțumim stimabilor noștri ombudsmani. Aparte, parcă nu știu cum, așa, cu tristețe, încă o dată. Au trecut ani, da, doamna Bănărescu. Da, iată că au trecut 7 ani de mandat. Mă bucură, la fel, implicarea activă și responsabilă a tuturor participanților la audieri, determinarea noastră comună de a îmbunătăți situația în ceea ce numim noi drepturile omului și în eliminarea carențelor depistate. Rog să conștientizăm că munca și implicarea responsabilă a fiecăruia din noi, dar și a autorităților publice, unde muncim, este cheia succesului pentru protecția drepturilor omului. Exprim încă o dată angajamentul membrilor Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice de a se implica plenar pentru îmbunătățirea situației în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, așa de cum am făcut-o, precum am făcut-o de fiecare dată, și am manifestat deschidere totală față de toate instituțiile și față de oficiul Avocatul Poporului, și în continuare vă zicem că suntem la fel de deschiși pentru a îmbunătăți lucrurile. Vreau să anunț că urmarea audierilor publice, Comisia va aproba o decizie pe margine raportului Avocatul Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova pentru anul 2022. Totodată, Comisia va înregistra un proiect de hotărâre a Parlamentului cu privire la raportul anual privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2022, care urmează și să fie audiat în ședința plenară a Parlamentului Republicii Moldova. Consider extrem de important oferirea tribunii plenului Parlamentului a Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului, pentru examinarea evoluțiilor și regresiilor privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Deci, acest format este bun, dar tribuna parlamentară considerăm că este la fel binevenită. Pe de o parte, dezbaterile pe marginea raportului Avocatului Poporului în plenul Parlamentului va sensibiliza societatea și deputații, iar pe de altă parte va responsabilita și executivul. Și sper eu că peste un an, când ne vom da întâlnire la audierea raportului pentru anul curent, vom avea succese și mai mari, vom avea cu ce să ne lăudăm. Și nu vom arăta neputincioși că, uite, acolo sunt probleme, acolo sunt probleme. Clar, lucru, cuvintele mele sunt așa mai mult de încurajare, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne mișcăm. Pentru că eu personal consider că în raport cu anul trecut avem anumite progrese. Avem și, iată, parcă ceea ce părea, nu știu cum așa, o chestiune fantastică în ceea ce numim noi sediul oficiu Avocatul Poporului, pentru că îl țin minte de când ești deputat, tot îl țin minte că problema asta, încă și regretat-o domnul Cotorobai ne raporta că e o problemă. Acum vedem că am avansat și asta este un lucru bun și pe alte domenii. Clar lucru că avem restanță foarte mari, dar cred că ne stăm puteri nouă tuturor ca acest lucru să fie îmbunătățit. Pe această cale, vă mulțumesc încă o dată că ați manifestat interes, ați implicat
și vă urez o zi cât mai reușită în continuare. Comisia, vă rog, rămânem pe loc pentru aprobarea deciziei. O zi bună!